nu prea era de acord cu relația noastră. El era căsătorit, uh, doi copii, așa, uh, ai mei nu prea vreau să audă de el, nu exista așa ceva. Că nu li se părea uh, o relație cu potențial, știi? Uh, bărbat, mi doi copii, uh, mai mare, cu 10 ani. Au, ce fi avut fi mea, nebunit, știi? Cam așa era. Mi-a dat acest sentiment de încredere. Știi? mi-a dat acest sentiment că indiferent de ce ne-ar oferi viața, poate că ne vom certa, poate că vom trece prin lucruri mai puțin plăcute, nu are bani după el, nici nu el, lui nici nu prea-i plac banii. Știi? E genul ăla de om care zice, păi, nu, pe ce, am eu nevoie de bani? Eu am dă-mi acolo niște bani să am și eu de o apă plată. atunci când am pierdut-o pe mama, eu, în primul rând, munceam, eram pe scenă la Vulcea, eram cu un picior să intru în scenă, în fața la 30.000 de oameni. Și m-au anunțat de la spital că am pierdut-o. Și a fost, a, a fost așa un moment foarte, foarte ciudat. Nu pot să-ți explic. Aș fi simțit nevoia să țip, să zbier, știi? Și în același timp, ei m-au anunțat că urc în scenă și eu am râs. Cred că sunt un om destul de puternic în anumite situații. Par, sunt, sunt, și sensibili, adică uneori, uite o să spun o chestie pe care n-am mărturisit-o nimănui. Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la Vorba lui Jorge. În episodul de astăzi avem o invitată care a atins cerul cu mâna. La propriu și la figurat, este o momică artistă, interpretă în toate felurile ei de super talentată. Bine ai venit, Diana Matei, la vorba lui Jorge. Bine, te-am găsit vorba lui Jorge și pe Jorge himself. himself cum da, spun. da. Să știi că noi aici suntem la Vladila, este locația, este birou unde se creează tapet personalizat, Superb. mobilier personalizat, deci vreodată dacă ai nevoie, pe clasic, pe nou, pe, cu Diana Matei pe tapet dacă vrei, se face totul. Cu Ianis, dacă da. vrei să-l pui pe Ianis să fie acolo. Ar fi frumos, să, 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 ne mai punem pe tapet, știi? Așa, și așa sunt puțin nebun, așa când e vorba de copil. Dacă îl pun și pe tapet, pietul copil o să fugă de acasă la 14 ani, ceea ce nu-mi doresc. Asta... Arată super blocul ăsta, ți-am și spus înainte să începem, da, am remarcat. Da. Este, este. Și uh, oamenii fac, prietenii noștri fac uh, o treabă extraordinară. Noi acasă avem tapet și în baie și, uh, și în, bucăt în bucăt este bucătărie și pe hol și pe, pe ta. tapet. Da. Nu, 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 n-am ajuns la nivelul ăla. Nu suntem atât de... Nu ne credem atât de important, dar da. Știu, alții care au. Deci, da. de aia am și zis. Figa light sau Figa normală? Aș fi vrut să zic light, așa doar de dragul dar da, da, punem normală, te rog okay, frumos. Câtă cenzură în viața fără. asta? Fără, ficur, mă gândeam. Fără. Cât. Am prieteni și, și duci, ai mei din familie, da, păi și de-aia că ce să facem, e bine că sunt și aia, că potențează tot ce e bun în viață. Okay. Uh, îmi spun ai mei, de ce bei cafeaua asta amară, de mâncat nu mănânci, de băut bei cafeaua amară, de distrat abia dacă te distrezi, că muncești toată ziua. Dar de ce mai trăiești? <laughs> Zic, oi, avea și eu un rol în viața asta. Bine uh, Bine, te-am găsit, să fie cu noroc și doamna să avem o conversație care să curgă, ai văzut cum pre cum draia, care face care și nu știi merge că da, foarte că da repede, în funcție de calitatea conversației. Da, păi nu știi care. Einstein uh, a o vorbă că zice că uh, un minut, uh, știi cum e o. Uh, o oră alături de persoana iubită pare se simte un, ca un minut, Dacă când stai un minut pe o sobă încinsă, pare că e o oră. Hai să ne găsim și noi atunci ceva de discutat foarte interesant, dar eu cred că ce foarte o interesant? Dacă să nici viața ta nu e foarte chemi... interesantă, ce ai? Nu știu dacă este interesantă. Este plină de, nu știu, multă informație, multe lucruri care s-au întâmplat eu tot revin și spun că vorbesc cu ai mei acasă și am zis, doamne, de când a început anul ăsta am impresia că a trecut deja un an. Deci în două luni parcă timpul s-a compresat așa și mi se pare că a trecut două, un an. Da, se întâmplă tot timpul lucruri. Dar asta e bine, nu? E foarte bine. E bine. Adică lucrurile, viața mă ține în priză. Uh, niciodată nu pot să spun că sunt în zona mea de confort prea mult pentru că fără să vreau ceea ce fac și toate evenimentele din viața mea mă scot din zona de confort așa că tot timpul mă găsesc pusă în fel de fel de situații și mai descoper câte ceva despre mine. Ce ai descoperit ultima oară? Ce am descoperit despre mine? Ar trebui să scot telefonul să spun ce am spus pe grup formației mele. Zic, După un eveniment telefon. de duminică am zis băi, dacă voi voi cântați cu mine la volumele astea și eu am, put am putut să duc două programe de o oră la... Capăt, la bun sfârșit și încă mai am voce, sunt mai bună decât credeam. Ah, bine. Asta e tare. Da. Apropo de discuțiile astea interne între, între artiști. Da, cu echipa asta cu e. Cu echipa, da. Pe idiocii. A doua familie. Câteodată prima. Câteodată prima, Câteodată da. prima. Bine, tu mulți ani ai petrecut mai mult timp cu pe drumuri și Da, pe... într-adevăr. Într-adevăr, dar asta este, asta este profesia noastră, o chestie pe care noi o alegem. Ține de noi să avem așa un echilibru în toate și cum le administrăm pe toate, știi? Adică să împaci viața de familie și cumva, cred că sunt avantajată din punctul ăsta de vedere muncind cu familia mea. Pentru că eu, Marian, am pe da. George, care este fiul nostru cel mare, Marian, evident că este soțul meu, am pe fica noastră cea mică care, bine, George și Ștefania sunt copii lui Marian din prima căsătorie, dar sunt ca și ai mei. Adică erau mici când am venit în familia lor, sunt ca și ai mei. Știi, și, și acum cumva? câți ani au ei? 31, respectiv 29. Wow. <laughs> da. Ceva. Păi avem, ce avem fie 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 noi doi 22 de ani. ani. Iar Iani s are 8 ani și 8 jumătate, ani, da. Wow. Ce da, frumos. Am trecut un pic de jumătate pentru că, jumătatea anului, pentru că pe 27 iunie el împlinește 9 ani mă întreba când a trecut timpul că a wow. tare, repede Tot foarte repede cu... Au și am momente când ajung, când ajung acasă Așa. seara îl strâng în brațe și mă uit la el îl privesc eu zic câteodată mi se pare că sunt compulsivă sunt puțin nebună zic bine că nu vede copilul copilul doare și zic doamne să nu atrag ceva dar pentru că nu mă satur de el am fost mult timp plecată și uh, n-am fost acolo când a zis prima dată mami uh, când i-a apărut primul dinte știi și uh, mi-aduc aminte că plângeam foarte mult Plângeam foarte mult că nu pot să văd aceste evenimente pe care nu le voi mai regăsi, știi? Și cumva acum mi se pare că trebuie să profit de fiecare moment cu el, când sunt cu el, când este lângă mine, știi? Pentru că mă gândesc că se va face mare, centrul atenției lui se va orienta către alte... Prieteni și gașcă. Sigur că da și o să zic că în curând, deja a început, mami nu mă strângem brațe în fața școlii, mami... Uh. Hai bine, dute! Oh, da, Dar bine, și acum ești la fel de ocupată, la fel de pe drumuri cum era și când era el. Mic. Da, adică... sunt la fel, sunt la fel, poate chiar sunt puțin mai mult. Mai mult, da. Dar, cumva, nu știu, cred că am reușit un piculet să mă centrez cu programul, cu Marian, pentru că noi avem cumva o relație complementară, ne-am împărțit foarte bine sarcinile tot ce înseamnă parte de emisiuni și nu mai este atât de frecventă ca înainte, este un pic diferită sunt concertele care sunt seara și într-adevăr când trebuie să plecăm mai mult timp de acasă și legăm evenimente să zicem că plecăm, nu știu, de joi și ne întoarcem luni, copilul înțelege uneori îl luăm, îl luăm cu noi adică în funcție de cum Câte îi de permite și e, da? lui și școala și programul. nu vreau nici să-l scot așa din ritmul lui pentru că nu-i benefic pentru el efectiv soțul meu care vrea, ar vrea să urce copilul pe scenă de acum, eu care zic, nu, lasă-l să simtă că muncește și că merită să fie acolo. Adică noi avem un real conflict când e vorba de Ianis, pentru că el zice, nu că îl trăinuiește și că l o să fie mai bine, eu zic, nu că eu vreau copilul meu să simtă ce înseamnă să muncească și să câștige un lucru care este foarte frumos. Consider că trebuie să treci prin niște etape ca profesionist în orice domeniu ca să înțelegi importanța lucrul pe care tu l faci. Știi cum e, ca omul ce la frumos, care da. câștigă succesul foarte repede, el nu știe să-l aprecieze, pentru că nu știe ce înseamnă să muncească pentru el. Așa e cam cu orice lucru în viața noastră. Adică, dacă nu cunoști un pic zbaterea aia, parcă nu te mai face fericit. Știi? Piedestalul. Primești de gata. Da, și atunci eu vreau să evit lucrurile astea în viața lui Ianis. Niciodată n-am vrut să profit de faptul că, uite, pe noi ne cunoaște lumea Sau suntem oameni, uh, suntem persoane publice, și cumva ai văzut, când ești toată lumea, uh, cumva uh, are tendința să-ți spună un lucru la școală, sau un, când e vorba de tot ce înseamnă partea asta academică pentru Ianis, n-aș vrea niciodată să profit de, de lucrul ăsta. Vreau, din potrivă, chiar sunt un pic cam riguroasă și cam severă din punctul ăsta de vedere. Dar eu am o comunicare foarte bună cu, cu Ianis și Ianis înțelege foarte bine lucrul ăsta despre mine. Eu vorbesc foarte serios, mă raportez la el ca și când ar fi un adult. vorbesc cu el ca și cu un copil. Adică am trecut de etapa aia de mult și îi dau argumente pentru orice, înțelege foarte bine cam ce se întâmplă. Da, e ce cheia părinților. Probabil, habar n-am, știi că nu există o rețetă a succesului, dar eu încerc să mă gândesc cum, Adică să fac lucrurile după cum simt, că până la urmă și cum e primul gând, și ce simțim, ăla e de acolo de unde trebuie. Da, așa e. De acolo vine, de, la, de sus. N-am nicio garanție că fac bine ce fac. Important este că simt că e bine. Și cu asta basta. Vede vedea viața ce ne oferă, că nu i bine să le știm pe toate dinainte. Să ne surprindă. Ceva timp am avut o experiență. Uh, ca părinte și chiar dacă am făcut ceva bine, tot n-am fost apreciat, dacă n-am făcut bine, tot n-am fost apreciat, așa că eu și soția mea la un moment dat am ajuns la concluzia că oricât de mult ne străduim noi, oricum ceva nu va fi bine. Așa Cu că... siguranță, dar tu nu trebuie a. să te... Adică, cred că noi nu trebuie să ne gândim că nu facem bine un lucru. Noi facem cât putem noi. Cum au făcut și părinții noștri pentru noi. Adică, dăm tot ce putem. Important este în conștiința noastră ca părinți, noi să știm că am făcut tot ce a ținut de noi să fie bine copilul nostru și să fim alături de el, să-l înțelegem, să îi oferim tot ce s-a putut. Mai departe, că alegerile lui vor fi pe parcurs altele sau nu sunt apreciate eforturile noastre. Pot fi, nu știu. Habar n-am. Știi cum e? Să ne ajute Dumnezeu să trecem peste situațiile astea. Dar iarăși este o chestiune de așteptări ca în viață. Mai multe dintre prietenele mele care au copii mari, care s-au căsătorit, unii dintre ei, mă rog, așa mi-au spus eu încerc să mă încarc cu această, cum să spun, să nu mai am așteptări. Această energie a omului care nu are atât de multe așteptări și atunci, ne punând foarte multă presiune și ei omul ca atare, că e copil, că e soț, soție, și știu, din echipă și colegi oricine, și Oricine. Atunci să știi că lucrurile se le diger tu altfel un piculez, le filtrezi un pic altfel. Dar cum a crescut Diana Matei când era mică? Cum, din ce familie te tragi? Uh, nu am găsit nicăieri pe și mă gândesc da. că poate ai vrea să împărtășești un pic din povestea vieții tale. Nu este ceva mega interesant. Am avut o viață, o copilărie extrem de frumoasă. Am crescut într-o zonă de munte, Vălenii de munte Cheia, respectiv Măneciu. Acolo am crescut, acolo am copilărie până la 13 tabără. ani. În tabără, nu? Dar da. toată lumea mergea în tabără da, 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 pe acolo. Da, da. Într-o zonă foarte frumoasă. Uh, Diana a fost așa, un copil foarte, nu știu dacă neapărat ascultător, cred că uh, a venit la un moment dat peste mine o a independenței foarte puternică. Adică a fost un copil care a încercat întotdeauna să evadeze, să facă ceva foarte special. Asta pot să spun că am simțit-o de când eram foarte, foarte mică. N-am vrut să fac niciodată altceva decât muzică, niciodată în viața mea. Nu mi-am imaginat că pot să fac altceva decât muzică. Și asta a fost visul pe care mi l-am urmat. Iar părinții mei, cumva, care mă rog, pe mama am pierdut-o, mai am pe tata, sunt niște oameni simpli, au fost niște oameni simpli, m-au susținut foarte mult, necondiționat, au zis dacă dacă vrea. Bineînțeles că cumva a contat și faptul că am câștigat niște concursuri și uh, lor le-a uh, validat faptul că e bun cumva drumul ăsta, știi? Ne fiind în domeniul... La ce vârstă ai uh, la primul concurs? Uh, 12 ani și jumătate. După care am zis, nu, că vreau să vin să fac liceul de muzică, nici nu există o altă variantă. <laughs> și uh, eu sunt în Zodia Leu. <laughs> eu când spun un lucru că vreau să se întâmple, <laughs> eu nu -l spun doar așa, îl spun. Tu ai văzut Prada, direct, Da, o știi. da îl spun, ah. da. Îl spun cât este nevoie. Cât este nevoie, oricum ar fi. Folosești afirmațiile zi de zi? Uh, uneori mi se întâmplă să o fac. Uneori mi se întâmplă. Nu neapărat cu Constanță, dar da, mi se pare că este foarte important lucrul ăsta. Dar cea mai importantă afirmație este aici. Știi? Tu trebuie să știi. Da, cred că sunt un om destul de puternic în anumite situații, par sunt, sunt și sensibil, adică uneori, uite, o să spun o chestie pe care n-am mărturisit o nimănui. De multe ori am fost acuzată de aroganță. Știi, pentru că în această dorința mea de a nu de a nu fi lovită sau de a nu fi rănită, de multe ori sunt foarte par foarte dură, știi? Nu pare că mă las așa de ușor. Sunt foarte perfecționistă, și de frică să nu fac un pas greșit sau să nu administrez bine o situație, barez niște lucruri. Știi, și uneori pare că sunt arogantă. În realitate nu sunt, sunt așa destul de sensibilă. Sunt o plângăcioasă. Plângi? La ce plângi? Plâng la filme, plâng la afirmațiile copilului meu, ale soțului meu, la orice plâng, la un gând, la o melodie, la absolut orice. Orice Știi? te sensibilizează da, în momentul ăla da, da, ai vărsat lacrima. Da, da. Și nu-mi pare rău că sunt așa. Dar de ce spun că sunt puternică? Pentru că în anumite situații, în situații critice, în situații în care trebuie să iau niște hotărâri, uh, Mă adun, mă adun foarte frumos, așa că chiar dacă pare că în fața unui eșec mă, mă, mă împrăștii, în realitate, imediat mă. În profunzime. Da, cumva, că... pentru că există, nu-ți că se întâmplă niște formule matematice în capul meu și imediat reușesc să găsesc soluții. Știi? Cam așa. Și în bucurești când ai venit prima oară. 13 ani. La 13 ani am dat am plecat la un concurs se numea Voci senza confini la Veneția, în urma unui concurs pe care alături de o colegă de a mea l-am câștigat la Palatul Copiilor, cum era atunci așa se numea atunci, și am plecat la Veneția la acest festival, am luat un premiu foarte, foarte frumos, după care clar am simțit că nu pot să fac altceva, mai ales după această experiență și am, am dat examen la Dinul Lipati, am, am, luat examenul, acolo am făcut patru ani, bineînțeles până între 12, după care urma conservator. Am făcut conservatorul 5 ani, plus un master, plus un doctorat. Wow. Așa. Doctoratul l-am făcut cumva în același timp cu facultatea de teatru, pe care am început-o pe la 28-29 de ani, știi, cam așa. Și atunci am decis să-mi să să termin și doctoratul, să fac și doctoratul, știi, la, la muzică. Am adunat ceva diplome. De ce ai simțit să faci și actoria? Uh, ce sunt ce un om foarte de? emotiv. Emoția m-a doborât foarte mulți ani, emoțiile pe care le-am avut pe scenă. Îmi tremurau atât de tare mâinile și picioarele, și aveam, mi se usca gâtul, aveam o problemă reală când era vorba de, de stat în fața oamenilor. Păi și cum mai? Învață-ne și pe noi cei care încă mai tremurăm pe scenă. Sau sunt Cred oameni care se uită la noi a... da. și încă mai pățesc asta. Bine, și eu pățesc asta, nu e? Da, câteodată și eu mă gândesc cum am reușit să-mi înving acele emoții îngrozitoare. Nu, nu, pentru că știi cum e emoția, parcă te paralizează. Există și emoțiile acelea constructive care da, te care fac dau... să, da, dar există și alea distructive. Adică, am fost la examenul de șofer, când efectiv însărea însărea piciorul de pe ambreaj și am rămas cu mașina pe calea ferată, știi? Polițistul zicea, domnișoară, mută mașina. Domnule nu înțelegi că nu pot? Eu nu pot să mut mașina, că nu pot să-mi controlez piciorul mută mașina că suntem pe calea ferată. Dom'le, mută-o și m-a dat jos ce am plecat. Acolo l-am lăsat. Doamne! Da, exact așa se, se întâmpla și pe scenă. Îmi tremurau picioarele atât de tare că erau vizibile. Deci era vizibil la filmări. Deci mă uit pe niște filmări și... Da. Bine, oamenii a, nu își dau seama, dar, dar tu observi, Nu, da. acum nu mai. Acum nu mai este chiar așa. Dar știi cum este cu emoțiilor? Ți-e frică de avion? Urcă-te la geam. Știi? Cam așa a fost Cred că a fost un stragăl și o bătălie. Multe din lucrurile pe care eu le-am făcut în viața mea am încercat să depășesc multe bariere, multe lucruri, bariere pe care uneori mi le-am pus și eu. Știi? Uh, cred că am avut norocul să întâlnesc cu un om care a avut foarte multă încredere în mine. Soțul meu este cumva partenerul meu uh, și de scenă, și de viață, și prietenul meu. A, fost, uh, a avut mai multe roluri în viața mea. Dar lucru pe care mi l-a dat în mod special a fost acesta. Cred că mi-a dat foarte mult curaj și foarte mult încredere. Știi? Adică acolo unde credeam eu că nu voi putea face anumite lucruri, mă îmi spunea cu atâta credință că nu, nu, că nu pot, el știe că voi putea de 100 de ori mai mult. Știi? Cât mă uitam la el câteodată și, doamne, de unde are omul ăsta încredere în mine? Că în realitate eu nu pot să fac lucrul ăsta. Și reușeai. Da ce înseamnă să vadă mai departe da. de, de acea... să-ți vadă sclipirea. Da. Asta, asta da, da, Cred că lucrul ăsta a fost fantastic uh, între noi, știi? Eu nu știu dacă există această treabă cu suflete pereche sau cu... dar noi cumva avem o energie împreună. Împreună chiar avem o energie. Uh, și după ani și ani, avem, am trecut de 20 de ani de relație, oamenii îmi spun că simt această energie. Efectiv, când ne văd împreună mai ales pe scenă. Știi? Cred că sunt norocoasă. Și uite, în felul ăsta am reușit să-mi înfrâng emoțiile, care de cele mai multe ori mă duborau la început. Aba, am avut o experiență, tu ai fost la Te Cunosc de undeva, mi se pare de mai multe ori. Așa, eu am fost o singură dată și am zis că nu mă mai duc, am emoții prea mari. Când urcam în liftul ăla, mi se făcea rău, măi. Mi-a zis odată Șerban Copot, n să uit niciodată, zis Diana te rog frumos, revin. Eu cred că omul ăla mi-ar fi dat două palme să mă facă să-mi revin, pentru că a văzut ce-mi face emoția, știi? Da, te copleșea pur și simplu. Da, mă așa, copleșea. Știi, e chestia aia, nu-ți mai simți mâinile și picioarele și din ce știu că pot să fac, îți dai seama cum este Palmele uh, da. ude, reci, da. gât uscat, tot așa, da, da. știu cum e. Și de-aia întotdeauna mi-au plăcut personajele care mă făceau să arunc foarte mult din mine ca să pot să mă ancorez într-o chestie foarte grea și într-un amploa de personaj, da. ca să mă scoată din zona mea de confort, să nu te mai știi, să mă duc, să nu mă mai da? gândesc. Dar acum când te gândești la prima ta întâlnire cu Marian, cum a fost? prima mea întâlnire cu Marian. Nu, o să te dezamăgesc. În prima întâlnire nu a fost una grozavă și ba uh, mi-aduc aminte că uh, mi s-a părut mega arogant. Mega arogant. <laughs> mi s-a părut. <laughs> da, îmi fumurat și eu zic, uite, cine e băiatul ăsta care mai și pe la mine? Eram la un spectacol și, uh, mă rog, am întârziat eu, eu nefiind un om care întârzia, am avut un motiv super plauzibil, am și anunțat că voi întârzia 15 minute, dar cumva am decalat program. Și uh, el era tare supărat. Știi, și, eu de ce băiatul ăsta așa de supărat? Lasă că revine, își revine el mai unde, târziu. Unde erați? Uh, cred că la polivalentă, la sala polivalentă, ceva de genul ăsta. Da, la polivalentă era. Și a fost interesant că ulterior ne-am cunoscut, uh, ne-am întâlnit de mai multe ori prin mai multe conjuncturi și uh, era foarte, foarte grijuliu, așa. Poate pentru că am plecat de micuță, de acasă, știi, și am simțit uh, latura sa lui foarte, foarte Protectant. protectivă, știi? Și mi-a plăcut foarte mult treaba asta. Și cumva, ușor, ușor, ne-am împrietenit. Chiar am fost prieteni la început. Uh, am descoperit așa un om care... Cum să spun, mi s-a părut foarte rar să găsesc pe cineva în viața asta, deși eu nu aveam o experiență, așa am simțit eu, care pune pe alții pe primul loc. Mi se pare o latură superbă a unui om. Să reușești, în zilele noastre, să pui pe altcineva pe primul loc, înaintea ta. Știi, mi s-a părut foarte frumos, o lat un aspect foarte frumos, o latură superbă a unui om. Știi, asta m-a făcut să mă apropii și mai mult de el. Uh, și cumva. Foarte repede ne-am îndrăgostit. cerut de nevastă, foarte repede. El a făcut primul pas fiți împreună? Da, el a făcut primul pas. Bineînțeles că el râde de mine și acum dacă era el lângă noi, ar fi zis nu crede că era în limbă după mine și abia aștepta. El făcuse terenul, tatonase terenul înainte, pregătit. Cumva l-am simțit, eram naiv, aveam 21 de ani pe bune. Și la scurt timp te-a cerut? Da, cam la 3 săptămâni. La trei săptămâni? Da, da, da. da. Incredibil. Da. După care am cam fugit din țară. Pe tu. bune am fugit. Cu el. Ah, cu el. Cu el. Cu el. Serios? Cum așa? așa bine. La gara de nord ne întâlnim. La ora 4 ne-am urcat în tren. Și am plecat. Unde? Uh, el avea un contract. Săi să mi e mai au gură rog, de, asta, de. Eu, da, mai, nu, nu știai lucrul ăsta. Nu, nu știam. Știam că a fost o relație mai uh, așa, mai ferventă, da. dar uh, nu știam și aspectul ăsta că ați și fugit. Da, ideea este următoarea. Cumva uh, nimeni nu prea era de acord cu relația noastră. El era căsătorit. Uh, doi copii. Așa. Uh, ai mei nu prea vreau să audă de el. Nu exista așa ceva și um, am zis, băi, nu avem ce să facem, ăștia toți o să se urce în capul nostru. Zic, ce facem? O lăsăm moartă sau... Nu, nu putem să stăm unul fără celălalt, plecăm. După noi potop, vom vedea ce se întâmplă. Cam așa a fost. Și cât timp asta ați plecat? Plecați. Vreo două luni, a zis, hai să lăsăm, plecăm două luni, lăsăm să se liniștească lucrurile. Și așa am și stat. A de voi, toată lumea... Bineînțeles, bineînțeles, da, bineînțeles. Cumva noi le spusesem, știi? Dar era o poziție aia din partea tuturor și noi n-am putut să facem față presiunii. Fac și eu o glumă acum, știi cum e? Noi voiam să fim împreună, dar nu era de acord soția. Da, da. da el era oricum, nu, ei, ei erau în prag de divorț pe, pe momentul în care noi cumva am decis... Ca să-ți fac așa o ordine cronologică. Noi ne-am cunoscut uh, la, de spect la spectacolul despre care zvorbeam eu, cu vreo șase luni înainte. Uh, la vreo 3-4 luni, am început să colaborăm uh, pur și simplu profesional. Ei erau deja în, uh, în prag de divorț, zi. cumva. Știi, adică lucrurile între ei nu mergeau foarte bine, și uh, deja el și anunțase cumva toată despărțirea asta. Oricum, ar fi fost foarte greu pentru că. Uh, în general, tot ce înseamnă despărțire nu poate să fie cu flori și cu. Da. Îți dai Da. Acum, eu fiind mai mică, acum o să pun pe el, știi, că simt nevoia să mă să scot, știi, dar nu. Real vorbind, el e mai mare ca mine cu 10 ani, știi. Eu l-am lăsat mult pe el să ia această hotărâre pentru că, fiind mai matur decât mine, întotdeauna am consider că e mai înțelept, eu și acum și el îmi dă mie îmi lasă partea asta de decizie pentru anumite lucruri, dar îl las pe el să decide foarte mult când e Are experiență de viață și întotdeauna am considerat că anumite lucruri nu le pot face fără să discutăm înainte și fără să-i cer părerea, pentru că poate că sunt naivă când judec o, o situație sau un om sau, știi? Și atunci. Verifici cu el. Da, verific cu el întotdeauna. Dar atunci aia a fost. Nu putem să mai stăm împreună, fără nicio chestie, să ne sară toată lumea în cap. Știi? Și a sfârșit. Unde a stat două luni? În Belgia am stat, în am, a... da, ne-am găsit de muncă. Contract, cu contract am plecat și am, am muncit la un casino, la Ostend, în Belgia, acolo am cântat. Știi? După care noi aveam două zile pe săptămână contractate acolo, după care frumos el și-a luat vioara și a zis, eu nu pot să stau să muncesc doar două zile pe săptămână. Și atunci, pe ce putem să facem? Păi fii atent, eu să-mi iau vioara și mă duc, vezi toate restaurantele astea de pe faleză. Erau multe restaurante, și cum sunt falezele astea, mm -hmm. în străinătate, foarte multe restaurante, alea pe care le-a văzut el mai elegante, a zis așa. Uh, iau o carte de vizită aici. El ar, trebui, ar fi trebuit să-ți povestească treaba asta și primul restaurant l-a refuzat, știi? mi -aduc, asta e o poveste pe care vreau să-ți o spun ca să-ți dai seama ce, cam cum este el ca om. Uh, și a intrat în al doilea, care era tot așa fastuos, foarte frumos, avea o scenă impresionantă, se cânta muzică live, erau artiști care cântau și a zis, cânt acolo, <laughs> știi? Uh, aș vrea să susținem la dumneavoastră un program, uh, 30 de minute pe seară, dacă este în regulă. Și așa a luat-o și a contractat șapte restaurante. <laughs> știi? Incredibil. <laughs> da. Și uh, noaptea uh, mai găsisem un, un loc unde cântam alături de un englez la pian. Uh, era un restaurant irlandez și cântam de la 1 noaptea până pe la 3 dimineața. Dormeam foarte puțin. Munceam. Ziua munceam. Adică, munce. dacă îți spun, munceam uh, hotel. Dining, tot ce însemna lucrul ăsta. Pentru că eu sunt vorbitoare de franceză și de engleză, știi? Și mi-am găsit de muncă să munce ziua. Oameni, e robocop. Zici <gânt> Eu am fost robocop, da. Eu chiar am fost robocop. Știi? Pentru că a trebuit să facem ceva și am considerat că viața asta și toată tot ce am creat noi, ce am lăsat în urma noastră, știi? Că toți așteptau să fie un eșec, cumva. Știi? Zis, nu o să fie un eșec niciodată. Știi? Noi vom construi lucruri pentru că ne iubim foarte mult și pentru că trebuie să fim bine. Hai să muncim! Și vedem. Dumnezeu iubește pe oamenii care muncesc și care își doresc și care visează împreună și care creează împreună. Superb! Și perioada aia cât a stat acolo două luni, cum a fost pentru Marian? Emoțional vorbind. Faptul că, na, plecase uh, de copii... Erau vorbea, de... Uh, cumva copiii au fost întotdeauna la părinții lui, adică ei locuiau la părinții lui. Copiii oricum au rămas acolo copiii au rămas la el și el a avut și tutela, custodia okay. copiilor, oricum a rămas la el. Copiii au fost tot timpul în peisajul ăsta lângă noi. Dar în acele două luni, într-adevăr, vorbea foarte des acasă cu... Oricum, noi vorbim zilnic, deci ca să înțelegeți. Noi ne luăm la rând unul pe celălalt. Să înțelegeți ce tipologie de familie suntem noi. Din aia celulă, știi, cea mai rea dintre toate. Pentru că ne auzim copiii de 3-4 ori la telefon cu fiecare dintre ei. Cei care sunt mari acum. Uh, nu există, suntem free control noi trebuie să știm tot ce se întâmplă să nu ne scape absolut nimic, așa am fost întotdeauna eu am împrumutat această energie de la el pentru că uh, am învățat uh, cum să spun importanța familiei este o chestie fabuloasă știi, el mi-a adus mie niște lucruri extraordinare în viața mea și eu îmi iubesc părinții, mi-am iubit părinții întotdeauna, sunt un om foarte afectuos de felul meu, dar de la el am învățat foarte multe lucruri. Apropo de ce înseamnă de renunțare, de ce spuneam eu mai devreme, ce înseamnă să pui pe altcineva pe primul loc. Și este fabulos cum lucrurile astea ți se răspund și ți se întorc. Da. Dar da, perioada aia a fost una destul de interesantă, pentru că Toată lumea era crizată, și ulterior s-au domolit lucrurile. Așa, și ne-am așezat la masă și hai să vedem ce facem. Tăi. Știi? La mine a fost un piculeț mai greu. A trebuit să treacă ceva timp. Pentru că i au crezut că e doar o toană de-a mea. Știi? Adică eu cred că ei au și sperat să fie doar o toană de-a mea. Știi? Pentru că nu li se părea o relație cu potențial, știi? Bărbat, un doi copii. Uh, mai mare, cu 10 ani. Au luciu fi ne nebunit, știi? Cam așa era. Ulterior l-au cunoscut, dar a trebuit să treacă vreo 3-4 ani, așa. Știi, când au lăsat-o ei mai moale, au început să vadă că că eu sunt liniștită, că sunt fericită, că sunt bine, știi? Probabil că în primă fază s-au gândit că ceva nu e doar o toană, exact cum am zis. Ulterior, cunoscându-l, au văzut ce fel de om este și lucrurile oricum au au venit pe un făgaj absolut normal, așa cum trebuia să fie. Și după ce ați fost în Belgia, a stat două luni acolo, v-ați întors în România și după aia v-ați dus înapoi? Sau da, bineînțeles, munceam, pentru că găseam contracte, am plecat în Liban, am, cântă, am plecat în B, am, am, colindat, știi, cumva. Uh, am plecat foarte mult în, în zona asta pentru că ne oferea contracte de câte șase luni și uh, tot ce câștigam, tot ce făceam, uh, ne-am luat o mașină, ne-am după aia am început să investim în proiecte, am uh, reușit să construim o casă, uh, adică casa unde stăteau copiii, unde stăteam noi atunci în primă fază. Uh, ușor, ușor le-am făcut pe toate. Ne-am renovat apartamentul, i-am ajutat pe toți să fac câte ceva în jurul nostru, știi? Și ușor, ușor ne-am construit noi proiectul nostru la un moment dat când am decis, după vreo șase ani, cred, am zis, nu mai plecăm, hai să rămânem acasă. Nu avem noi cine știe ce bănuți, dar din ce avem vom putea să facem. Hai, ne angajăm un PR, ne... adică învățasem un piculeț care e mersul trenurilor de cântat oricum cântam, pentru că noi cântam live și noi de când, eu de când mă știu am cântat live el la fel și ne-a fost oarecum ușor, am avut credibilitate, ușor, ușor am construit. Nu ne-a fost ușor, îți dai seama în niște ani să fiind doar noi doi singuri, neavând niște relații, niște conexiuni, oamenii ar trebui, a, a trebui să ne cunoască, știi? Să vadă ce fel de oameni suntem, să demonstrăm, știi? Demonstratul ăsta este anevoios. Dar când să o faci în echipă, la... Dar când o faci în, în echipă și știi că faci bine ce faci și uh, există această energie, știi cum e aia cu unde doi puterea crește? Da. <laughs> da. Cam așa s-au întâmplat lucrurile. Și prima apariție TV când a fost? Păi prima Eu uh, am cântat folclor. Eu am terminat secție de canto popular la Dinul Lipati ne fiind, ne liceu de muzică de mică, de la clasa 5 -a, nu puteam să intru la secție pedagogică de teorie muzicală și atunci a trebuit să intru la o secție care să nu mi adică n-aș putea da un examen atât de la nivel ridicat pentru teoria muzicală. Și a trebuit să intru la o secție de canto, unde nivelul de teorie era mai scăzut. Ulterior am recuperat în cei patru ani de liceu. Uh, și am făcut folclor. Uh, uite, prima mea apariție TV a fost cu folclor la... A, ah, da, prima, prima a fost, Tai puțin, a fost la Moștenitorii, la Marioara Morărescu. Te-ați aminte? Era... Tezaur folcloric? Tezaur folcloric, da. Era... Dar în ce an era asta? Păi, da, să spun, eu aveam 14 ani în 96. Wow, 96! 96 a fost, da. Și uh, cumva... Eu iubesc foarte mult zona asta, folclor. am crescut în casă, cu folclor, cu muzică lăutărească, uh, dar nu m-am regăsit 100% acolo, știi? Este în inima mea, adică dacă o să mă urmărești cântând folclor, sunt convinsă că o să, o, o să, o să existe o reacție pentru că e din mine, știi? Când e ceva din tine, este din tine. Dar n-am putut să rămân aici. Am simțit că trebuie să mă duc mai mult către o zonă, nu știu, care să reflecte un pic și personalitatea mea. Știi? N-am rămas acolo. Am vrut să fac altceva. Aveam o energie către altceva. Mi-a plăcut ideea de trupă, de band, să... Nu știu, de fuziune, să... Cu, mă, mergând foarte mult în străinătate. Am avut ocazia, oportunitatea să întâlnesc artiști foarte mari, cum ar fi Demis Rusos. Am cântat cu Gypsy Kings pe scenă. Uh, Jose Fernandez. Erau acolo, cel puțin în lumea arabă, erau niște spectacole cu mii de oameni, zeci de mii de oameni. Era fabulos. Și îmi plăcea muzica internațională, aveam, aveam intrări în, în, concert, muzică țigănească, rusească, aveam mai multe. Mă băgam peste tot, adică impresarul pe care noi îl aveam acolo, Michele Lefteriades, zicea, Diana este o nebună, trebuie să o punem peste tot, că asta vrea să cânte cu orice preț, în oriunde. Și cumva găseam o variantă să mă potrivesc în orice spectacol cu orice specific, știi? De aici și energia asta mea, gândește-te că eu am cântat la un moment dat la un music hall uriaș, și era o limbă așa pe scenă, și eu m-am tăiat fiind în picioarele goale pe scenă, m-am tăiat, mi a intrat un cioc de la o sticlă. Știi conceptul de music hall, da, da. se bea, se mănâncă, sunt spectacolele mari, sălile, amfiteatrele uriașe. Mi-a intrat un cioc în picior. Eu n-am știut pe scenă că mi-a intrat un Mări Măricel. Oh. Am simțit când am ieșit din scenă, știi? Uh, adrenalina nu anunca... Da, adrenalina Contează -a, -a foarte mult să, să iubești foarte mult ce faci, dincolo de elementul ăsta pecuniar, de, de financiar, dincolo de orice. Trebuie să iubești foarte mult. Eu câteodată am senzația și când, când sunt supărată, sau când am o problemă, sau când, nu știu, vreau să uit de ceva. Faptul că sunt tot timpul pe scenă mă ajută foarte mult. Muzica. Pentru că în momentul ăla pot să fiu cum vreau eu, cine vreau eu, știi? Și mă încarcă oamenii cu o energie foarte mare. Adică eu dau, noi ne consumăm foarte mulți artiștii Și tu știi asta. Dar și ceea ce primim mi se pare fantastic. Este că e un schimb de energie acolo, e fabulos. Cred că cumva asta a fost menirea mea în viața asta. Dacă și crezi celor, în destin. Celor de afară ce le plăcea cel mai mult, adică cu ce prindea cel mai mult în, în Tot străinătate? Tot ce însemna parte de uh, muzica gypsy balcanică, era foarte iubită afară. Foarte iubită. Întotdeauna. totdeauna. erau spectacolele cu cel mai mare succes. Făceau realmente succes la, la public. Piese gen Once upon a time there was a tavern la 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 Străinii reacționează foarte bine. Da. Foarte la bine. La ritm, la energie da, la... Da. La tot ce înseamnă. Uh, și fiind uh, în multe spectacole am fost nevoită, eram nevoită să învăț 5-6 piese internaționale pe zi. Imaginează-ți ce înseamnă în 3-4 luni cât stăteam acolo. Pentru că spectacolele erau cu frecvența asta, de, cam de 3 ori pe săptămână. Știi? Și se monta, se punea în scenă, trebuia să intri să cânti. Nu exista. Și în diferite limbi, limbi da, pe care îmi le cunoșteai evident, și accentul și trebuia... Evident! Evident! Știi? Când uitam, mai băgam ceva în limba română. <laughs> da. Păi, mi se întâmpla. Imaginează-ți cât text piese, trebuia să învăți. Da. învăț. Știi? Dar s-au așezat atât de frumos lucrurile astea în mine și m-au făcut... Uh, Mi-au dat o experiență de scenă fantastică, o prezență de spirit pe scenă. Adică, da, antrenament. Minte, da. Știi cum a făcut Bach? Bach, care a fost la curtea contelui Esther că lumea zice că Bach a creat frumos și avea muza. Nu! Ăla a fost în contrat în om, că trebuia să-i livreze contelui nu știu cât 300 și ceva de lucrări pe an. Sau 500, că nu mai mi-aduc aminte acum. Înțelegi? Om a făcut muzică pe bandă comercială era atunci, știi? Da. Cam așa se întâmplă. Și v-ați întors în România? Și, și v-ați în întors. Ați zis hai să o luăm de la zero aici? Da, și n-a fost ușor. Dar n-a fost, a, -a fost ușor, pentru că a trebuit să o luăm, ți-am spus, așa treptat. În primul rând, a fost o provocare să-mi dau seama ce-mi place mie muzical să fac. Știi? Dacă n-ați venit, aveați cântări aici? Sau era pur și simplu de la zero? Uh, luam, nu, nu a fost neapărat de la zero. Noi stăteam șase luni din an, stăteam aici. Și uh, cântam, cântam că pe la restaurantele astea mari, unde era muzică live, așa și la evenimente private în anumite spectacole, când aveau nevoie de un backing vocal sau, Marian, oricum, era, în... lumea muzicienilor este una totuși micuță, noi ne da. cunoaștem între noi, știi? Uh, oricum, el, pentru el a fost mai ușor, pentru că toată lumea l-a accesat cu vioara, un violonist foarte bun, așa, uh, cumva, ușor, ușor, uh ne-am decis cam ce să facem, că ar fi cazul să ne facem propriul nostru band, propria noastră orchestră. Și am care crezi tu că era bandul nostru mare. <laughs> bandul nostru mare era așa, o, o, clapă, un pian, o vioară și voce. Și așa cântam câte o noapte întreagă. Așa, pe urmă am adăugat o chitară, după aia a venit un basist, după aia a venit un acordeon și tot așa. Și acum știi cât suntem? <laughs> Acum, bine, Mariana a mărit un piculeț formula. Mergem cu 15 instrumentiști pe scenă. Pe scenă? Pe scene, Plus da, cei crezi, care sunt da, în spate da. și montează. Cam și... vreo 22 de persoane plecăm la, la treabă. Au înflorit lucrurile. Micro... Câte, câte păi avem două microbuze. Două microbuze pentru noi, pentru efectiv pentru echipă. Avem o dubă pentru instrumente și pentru aparatură. Așa, și eventual dacă eu mi o mașina, plec și eu cu mașina mea și cu, cu patru mașini, doamne. Da. E... Cam așa. E un angrenaj o logistică foarte trebuie mare. Trebuie autocar. Mutați autocarul cu da. Diana Matei și Da, da suntem niște, fuculean. da, chiar vorbeam astăzi cu o prietenă. Suntem așa niște mici și roboței orcoholici. Ca așa trebuie suntem. Trebuie autobuz, Diana. Da, ne-am gândit. Trebuie, da. <laughs> ne-am gândit. Ne-am gândit că ar fi drăguț. Poate vreodată o să se întâmple și lucrul ăsta. Hai să-l să trimitem în univers. Da! <laughs> nu neapărat păi, un autobuz, dar poate un, un autocar din ăla mai mic, așa și să ne păi da, dea posibilitatea da. să ne întindem că eu nu dorm niciodată la drumuri lungi. Ei toți dorm și sforăie în spatele meu și vine să-i ucid pe toți și eu stau așa. Deci eu nu pot să adorm, știi? e horror. Eu stau de vorbă cu șoferul și uh, îi știu toată viața. <laughs> tu faci podcast la volan șoferul. Podcast, exact. <laughs> da, Incredibil. Da, asta trebuie manifestat neapărat. Da. Un, uh, un mini Vezi că tu mai, poți așa. să mai apuci să-mi pui câte o întrebare? Eu vorbesc foarte nu, mult. Foarte bine, păi tocmai asta e și ideea că oamenii apreciază. Nu știu dacă e interesant Pum, neapărat ba, ce da, este foarte interesant. Oamenii și scriu un comentariu. Să nu mă lași să, că... să, de, să, mă duc să deviez de la subiect, că am tendința să intru în ha, șapte subiecte probleme? să nu revin. Ce problemă. Mai revin să mă eu, da, mai revin. Mulțumesc. Mai trecem în altă parte. Unde, unde, unde ne duce universul? Pentru mm -hmm. că de -aia suntem într-un podcast, să nu fim rigizi și să lăsăm lucrurile Am să Am fost extrem de nepoliticoasă, nici nu te-am mai întrebat ce faci. Dar nu e despre <laughs> mine, Diana, aici e despre tine. Da. Eu sunt bine, sănătos, după o experiență nebună de Survivor. Uite cum ar fi la să mergi la Survivor, ți-ar plăcea? Mi-ar fi frică un piculeț de mine, vă spun sincer. Bine, eu am așa o sensibilitate cu stomacul. Sunt destul de comodă când e vorba de lucrurile astea. Nu îmi place să experimentez foarte foarte mult mâncăruri. Îți dau o veste bună. Ah. N-ai ce mâncăruri să experimentezi. Ah, da? Deci voi slăbi <laughs> foarte mult, nu? Total. Da, da. dorm în aer liber? Da. Nu o să merg niciodată. Nu? Nu. No. Nu, nu, nu. Trebuie nu, și construit, nu. acoperișul nu. și pudețul și tot. Nu, dar cât să-l construiești să nu intre nicio gânganie? Vrei să mor acolo? Păi nu, e că pe lângă noi veneau, mai venea câte un băiaj în așa pe față, mai venea Dumnezeu. câte un crab. Nu. îl simțeai așa Crabă, cum merge da, un crab. Da, și, a, a, Noi ne-am întors din Maldive și mi-au luat trei zile, trei zile efectiv, în care să nu mai fac așa. Așa făceam... Știi, pentru că erau, ai văzut, erau șopărițele ale mici, ale mici. Gecko, da, Așa. Sunt, sunt Ale erau prietenele mele totuși. Erau lilieci, care erau cât o pisică. Știi, care zburau pe deasupra de acolo. Așa, crabii, care se păreau că nu pot să mă obișnuiesc, știi? Și mai erau gândacii de, de palmier, noi mergând într-o zonă foarte, foarte frumoasă, frumoasă da, Dar nu e așa, adică Maldiv nu sunt E cam 10-15% din ce e în jungla. Păi e? asta zic. Imaginează-ți dacă eu acolo am fost așa. Nu. Nu. Era un apus la un moment dat. Eu că cu noi... fauna, nu. Nu, nu e. Era zic. un apus, noi aveam campul exact, se vedea apusul perfect. Și erau câțiva palmieri acolo, 2-3, în față, în dreptul Mării Caraibelor. Erau doile ieci care zburau așa pe lângă palmier. Era cerul portocaliu spre roșu. Era eu într-o imagine Și te de... uitai, Doamne, de ce n-am telefonul? Cum să fac o poză? Știi când era când făceai un screenshot și vedea așa, Do doi palmieri superbe așa, roșu ceru, doi lilieși care zburau, niște verdeață, iarbă, nisip și apa. Și era... Vedere. Da, eu mi imaginez, acum va exista un cost, totuși, da, al acestui da, da. paradis pe pământ, pentru că, într-adevăr, zonele astea sunt superbe, sunt raiul pe pământ. Dar cu fauna asta, noi trebuie să ne obișnuim, că noi suntem aici de pe continent e, știi? și câțiva șubolani și. Ai, da. Nu o să okay, mergi okay, la să mai. Nu să Nu știu, știu cum e bine să zic, să nu zic niciodată, niciodată. Dar de ce ai zis că o să-ți ar fi frică de tine? Adică. Plus că nu știu cum aș reacționa în situații de-astea de anduranță excesivă, știi? Abar n-am. Poate că m-aș surprinde. N-am de unde să știu. Am zis-o. În continuare, descopăr lucruri despre mine. Dar, totuși, nu știu dacă... De ce aș vrea să descoper că pot să rezist? Pot da, să așa, rezist dar da, de ce poate. să descoper că pot să rezist? Nu mai e frumos aici, la căldură lângă copilul meu? Da, e superb, mm? e frumos, sunt de acord cu tine. Da, uite, poate că nu sunt destul de curajoasă din punctul ăsta de vedere. Ești curajoasă, Ei, dacă nu ai știm. fugit tu cu trenul la 21 de ani, că <laughs> Păi nu mă dai în conștiența tineriții, <laughs> păi tu, tu crezi că e așa? Că Și e... la noi în bătrâneții zice ce de să da. fie, dar la noi aventura. La noi, da, într-adevăr, la mine personal e aventura. Îți aventura place? Da, mie îmi place să ies din zona de confort, să fac chestii pe care nu le -a... Să ajung la bătrânețe și să mă gândesc că aș fi putut să fac ceva, mă, mă frământă chestia asta. Și să nu o fac, știi? Când am posibilitatea acum. da pe mine nu m-ar frământa să mă gândesc că n-am fost să văd Lilie și a pus-o de soare și și-a eu nu o să mă frământe deloc, îți spun foarte sincer. Da. Da. Vorba aia, mergi și la țară și e cam același lucru. Dar da. Da. eu vreau să ies din zona mea de confort în alte situații. Eu cred că pot să găsesc să fac Hai o listă. Să te scot din zona de confort, Hai, să pun câteva că... întrebări, da. întrebările lui Jorge cu Diana Matei, A, vreau să te uiți în camera asta aici. și să răspunzi doar cu da sau nu și după aia. Atât? După aia vorbim Bine. pe larg, da? Diana, Îl zic. Ai primit vreun compliment de la cine nu te așteptai? De la cine nu mă așteptai? Da. ți ai găsit iubirea vezitale? Da. Ești cea care gestionează banii câștigați din cântări? Da. <laughs> Îți dorești să ducă Ianis mai departe carierele voastre de succes? Mi-ar plăcea, da. Te poți lăsa de muzică și concerte? Nu. Te vezi cântând și la 70 de ani? Da. Ai iertat pe cineva care nu merita sau ierti repede? Da. Ai simțit din prima că Marian este bărbatul vieții tale? Nu. Ești o persoană crizată? Am fost. Bine. Dacă am fost, pot să zic că da. Ai fost, dar nu mai ești. Da. N-ai simțit că e din prima bărbatul vieții tale? Nu, ți-am spus. Da. Nu, n-am simțit că a fost din prima. Nu, a trebuit să ne cunoaștem. Dar când ai simțit că e el pentru tine? Când ai simțit că îți place? Deci, pentru mine, cumva, energia oamenilor este cea mai importantă. Energia lucrurilor, a locurilor, știi? Eu dacă nu mă regăsesc într-un loc, mă ridic frumos și plec. Așa e și cu oamenii din viața mea. N-am foarte mulți prieteni, pentru că cei care sunt lângă mine, Uh, au o energie bună și pot să-i gestionez. Așa e și cu persoana pe care am ales-o lângă mine. Eu n-aș putea să-mi aleg un om alături de care să-mi... în mâinile căruia să-mi las viața mea dacă eu n-aș simți că merită să -o, o fac. Sună urât? Nu. Sau egoist? Mi-a dat acest sentiment de încredere. Știi? Mi-a dat acest sentiment că, indiferent de ce ne-ar oferi viața, poate că ne vom certa, poate că vom trece prin lucruri mai puțin plăcute, întotdeauna îi va păsa de mine și niciodată nu mă, nu mă va lăsa la greu. Mi se pare că oamenii ăștia sunt foarte rari și ăștia trebuie prețuiți. Iubirea necondiționată? Da. Am căutat-o întotdeauna. Uh, am avut momente când poate m-am îndoit de lucrurile astea, pentru că au fost momente în care ne-am și certat. Au fost momente în care eu oricum, după fiecare ceartă, ziceam, ne despărțim. Dacă de de sunt crizată, da, am mm -hmm. fost crizată, da. El, cumva fiind mai mare, cred că a reușit el să gestioneze lucrurile mai bine. Bine, atâta cât s-a putut, că cu iertarea de rigoare, voi bărbații aveți până la un moment dat gestionați lucrurile, știi? El e mai calm uh, decât tine? A fost așa. El a fost mai calm ca mine în prima perioadă a relației noastre, știi? Acum cumva s-au inversat rolurile. Sunt eu cea care trebuie să fie mai înțeleaptă, știi? Și cumva e bine pentru că întotdeauna a existat unul care să echilibreze lucrurile. Ce m-ai întrebat? Da, întrebat. <laughs> ai uitat. zis foarte hotărâtă da. că ești cea care gestionează banii când azi cântări. Da. El nici da. nu are bani. Dacă îl întrebi, dacă... Uite, să faci un test când o să te întâlnești da. cu cliente, să-l întrebi, cliente, câți bani ai la tine? Și l-o să zic, stai să văd. că am, am 10 roni, 15 roni, mi-o fi dat nevastă mea cardul, <laughs> știi? N-are bani după el, nici nu-i... Lui nici nu prea-i plac banii. Știi? E genul ăla de om care zice, pe ce am eu nevoie de bani? Eu am dă acolo niște bani să am și eu de o apă plată și așa. Iar tot ce ține de partea financiară și gestionatul banilor în familie, cam eu, mă lasă pe mine. am făcut treabă bună până acum, adică bine, nu știe el de tot ce am făcut. Ce ai făcut de noi? Achizițiile mele, știi, că mai, mă, mai vede, mă mai vede cu câte o hăinuță nouă și ce, și pasta o ai de mult, nu? Cam de câți ai? 4-5 ani. Bineînțeles că acum a început să mă cunoască. Îi mai ascund că mai fac niște cumpărături câteodată, na, ce să zic. Nu știu le comand online sau te duci tu? Sau? Le comand online, am sursele mele, am foarte multe aplicații pe telefon pe care, ce crezi că fac? La începutul anului le șterg pe toate. La începutul anului le șterg. În ianuarie, știi, când îmi pun rezoluțiile și zic anul ăsta, fie să fie, nu vreau să mai cheltuiesc bani. Am fost mega cheltuitoare anul trecut. În consecință, voi șterge aceste aplicații care reprezintă o tentație și o ispită foarte mare. Și încep să le șterg. Și din martie încep să adaug. Wow. <laughs> că, vine ia nu, că vine martie, întâi martie, că vine o martie, că vine nu mai știu ce, că nu mai... Na. Cam așa se Am și eu niște vicii pe pământul ăsta, doar, doar, doar cam astea sunt, că restul nu prea există. Că nu prea am timp <laughs> de alte vicii. Ai spus că ai iertat pe cineva care nu merită. Da, iert destul de mult. Deși iertatul cu adevărat știi cum este? Eu concesii cu adevărat cred că nu prea reușesc să fac decât în familie. Pare că sunt un om foarte iertător. Dar, cum am zis, simt foarte mult energia oamenilor și dacă simt că omul ăla, chiar dacă eu l-aș ierta, aș mai da o nouă șansă, simt că m-ar dezamăgi, uh, o să-i dau această șansă, dar voi fi foarte rezervat. Acum nu știu cum să traduc dacă iert cu adevărat. Îmi trebuie ceva timp să... Pentru că dacă m-ai rănit, înseamnă că nu mă cunoști și nu știi, nu? Și ar trebui să... Adică, E greuț la capitolul ăsta, încerc. Încerc tot timpul să fiu o variantă, mai, cea mai bună variantă a mea. Mă rog foarte mult pentru bunătate, zi de zi, să știi. În fiecare zi din viața mea, mă rog uh, să nu răspund cu rău la rău, în cazul în care este o situație. Că ai văzut, de când ești pe stradă, de da. când te uși la volan sau. Ești pus în fel de fel de situații. Știi? Iar noi suntem construiți și viața noastră este construită din alegeri. Știi? Iar alegerea mea. Întotdeauna conștientă, e aceea de a nu întoarce un rău sau de a nu face un rău. Știi? Și atâta timp cât cred că există latura asta, e bine. Încerc tot timpul. Știi? Să fiu cea mai bună varianta mea, atât cât reușesc eu și cât pot eu. Dar cel mai greu moment din viața voastră care a fost? Cel mai greu. Păi, a fost foarte greu în momentul în care. Uh, i-a pierdut Marian pe ambii părinți și când l-a pierdut pe tatăl lui și când a pierdut-o pe mama lui pentru că el a avut un atașament și are un atașament față de familie incredibil, cum foarte rar mi-a fost dat să văd la cineva uh, și atunci mi-a fost foarte teamă pentru el uh, și bineînțeles la mine când am pierdut-o pe mama pentru că atunci când am pierdut-o pe mama eu uh, în primul rând munceam, eram pe scenă la Vulcea Eram cu un picior să intru în scenă în fața la 30.000 de oameni. Și m-au anunțat de la spital că am pierdut-o și a fost, a, a fost așa un moment foarte, foarte ciudat. Nu pot să-ți explic. Aș fi simțit nevoia să țip, să zbier, știi? Și în același timp ei m-au anunțat că urc în scenă și eu am râs, știi? Și mi-era frică că nu voi putea să... Să, să scot, știi? Nimic. Și mi-am am făcut un concert de 50 de minute. știi? A, și tot ce a urmat după, pentru că tot ce s-a... adică noi și anul ăla în care eu am pierdut-o pe mama, veneam așa, deci programul meu era așa. Mama a ieșit, a intrat și a ieșit din comă de mai multe ori și eu făceam drumuri la spital acasă, copil și muncă. Deci totul era așa. Dormeam uneori la ușa spitalului, în mașină, știi? Ca să pot să intru să o văd, că oricum era după pandemie și era oricum restricționat accesul, să fiu sigură că e totul bine, că e îngrijită cum trebuie. Avea nevoie în permanență de fel de fel de lucruri și a fost un an foarte, foarte, foarte greu am trecut prin toate stările posibile, adică am trecut de la faptul că râdeam ca nebuna sau plângeam ca nebuna a fost o altă etapă de plângeam în continuu, treceam de la o stare la alta până la faptul că în momentul în care intram pe poarta spitalului vărsam, deci somatizam în felul ăsta știi, deci nu mai suportam să mai văd spitalul știi Incredibil. Da, am trecut prin foarte multe stări. Cumva, anul trecut a fost, mă rog, a fost un an foarte greu pentru mine. Nu că am pierdut-o pe mama. A fost un an foarte greu. Deci nu anul trecut, acum doi 2022. ani a fost. Da, că s-a umplit un an jumate. Da. Of. Acela a fost un an foarte greu pentru mine și pentru noi, pentru că Marian încerca să mă scoată din, știi, din toate stările mele și eu îi rugam, îi imploram să nu mă lase să plâng, pentru că eu când plâng mi se umflă ochii, îmi cade vocea, răgușesc instant, știi? Simplu fapt că nu puteam să scot emoțiile, să descarc toată încărcătura aia, îți dai seama că s-au așezat, undeva s-au așezat în mine, știi? Poate nici acum n-am reușit să, să scot afară, știi, tot ce am simțit, știi, și tot ce... tot ce am trăit în momentele alea. Dar am încercat să iau poate în momentul ăla m-am gândit că partea asta artistică și faptul că am fost pe scenă tot timpul poate că m-a ajutat să depășesc într-un fel, știi? Cu mai multă ușurință, știi? Tot momentul ăsta. Să mai te scoată un pic din durerea. Da. Da. Cred că așa... Cred că așa am ales să gândesc. Știi? Să nu, să nu cad. Știi? Și da, cred că asta a fost cel mai greu moment din viața mea de până acum. Așa, cred că sunt un om destul de sănătos și de sănătos fizic, adică am o anduranță la nopți pierdute, la, la situații. Asta e cu siguranță da. o certitudine. Conduc foarte mult, conduc, merg, îmi fac concertele, cânt, o iau de la capăt. Nu pot să mă urc în, să fie la volan orice șofer, adică am nevoie să am foarte să fii mare. Foarte încred, sigură. Da. da. Da, pe, pe cel care da. da, care mă duce, mă duce undeva. Eu sunt o șoferită de carieră. După <laughs> adică ce a mașina pe să tren. Da, 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 da. Da, da. Sunt un șofer talentat. Asta că îți e... zic și eu așa despre mine. Nu, în realitate, sunt foarte atentă la drum, stăpânesc foarte bine mașina și cam așa. Dar am totul, adică este această latură de fric control un pic. Eu să le fac pe toate. Nu e bună neapărat, pentru că te consumă foarte mult mai mult decât ar fi necesar. Știi? Dar poate de acum încolo o să mă mai las așa și o purtată de val. Toți am zis că a ieșit acum la nivelul la asta mai blândă, mai calmă. Să delegi. Da, pentru că Iani având a 8 ani. El începe să înțeleagă mult niște lucruri și ai văzut cum ai tendința ca părinte de multe ori când el barează niște lucruri sau nu înțelege, nu te înțelege ai tendința să fii vehement și îți dai seama nu are de unde, trebuie să-i explici, să-i argumentezi, să-l faci să înțeleagă. Și atunci, venirea lui Ianis în viața mea și a soțului meu ne-a domolit foarte mult, ne-a schimbat mult, ne-a învățat cumva ce înseamnă răbdare. Știi? Chiar dacă mai derapăm și... Nu... Păi, da, na, cu toții derapăm că și copiii ne educă foarte mult da, pe noi și da. ca părinți, asta e... N-ai putea să te lași niciodată de muzică, de concerte. Ai cântat și la 70 de ani. Aș cânta, dar aș cânta... Mi-am um, mi proiectat un lucru în mintea mea și sper să se și întâmple așa cum mi l-am proiectat. Eu iubesc muzica, consider că este parte din viața mea, mult parte mare, știi? Din viața mea. Dar îmi doresc să îmbătrânesc frumos și atunci când dacă voi putea să mai am voce dacă o voi mai avea la 70 de ani... O voi avea. Poate o voi avea. Mi-ar plăcea să o fac așa într-un... Vrei să spun? Haide, spune! Uite, dacă ar... închid ochii, mă gândesc că mi-ar plăcea foarte mult să cânt muzică franțuzească. Îmi place foarte mult muzica în limba franceză. Foarte mult îmi place. Și mi imaginez cum ar fi să cânt doar cu un pianist... Să fiu într-o într rochie roșie, frumoasă, lungă, așa, să fiu o băbuță drăguță și elegantă și carismatică puțin nebună, așa, știi, și să fac ce-mi place. Mi-ar plăcea, într-un cum, într-câteva cuvinte, să împătrânesc frumos, știi? Așa se întâmplă. Da, și eu cred că se va întâmpla. Ai scris ceva din lucrurile pe care ți le dorești la bătrânețe? Da. Le-ai scris? Da. Le citești? Nu le citesc, dar le-am scris. Uneori le citesc. Dar faptul că sunt în mintea mea și tot timpul mi le imaginez și muncesc pentru ele, e ca și când le-aș ști. Și când ai simțit prima oară să faci asta? Dintotdeauna. Eu consider că, exact cum ți-am spus și despre Ianis, eu cred că fiecare lucru din viața noastră, adică sunt etape, știi? Toate aceste lucruri și experiențe te construiesc ca om, ca artist, ca tot. Știi? Trebuie să treci prin niște lucruri ca să apreciezi adevărata valoare și comoare acestei vieți, care înseamnă, de fapt, familia și liniștea. Sunt cele mai importante de pe pământul ăsta. Și nu le-aș da pe nimic în viața asta, nici pe succes, nici pe bani, nici pe nimic. Iar cu ei lângă mine, eu voi putea să-mi împlinesc toate visele astea. Știi? Dar n-aș fi fericită fără ei. Și atunci, chiar dacă poate nu o să fie wow, cu, nu știu, nu o să fie la Carnegie Hall, nu știu, o să fie undeva, într-un loc frumos, care o să-mi placă, dar o să mi, o să mi se împlinească -mi lucrul ăsta. Știi? Să mă anunți ca să vin la concert. <gătări> eu am e făcut franceză intensivă, zis. să știi, da? Oh, nu no, faci franceză. Da, eram, m am mutat tata de la... Tata a fost profesor de engleză Dumnezeu să-l odihnească și pentru că eu la școala unde eram... A intrasem într-un anturaj mai nebun, pe la clasa a șasea, a șaptea, m-am mutat la el la școală. Și că, pentru că asta a fost convenția noastră: că el niciodată nu o să fie profesor la clasa unde eu sunt, și el nu o să, nici el n-a vrut să fie profesor, evident. Pentru că nu era ok. Cei mai bun profesor era la clasa unde era el diriginte sau la Intensiv franceză unde erau și profesori de mate Ea, Francia, pe, de -a pe a română foarte bun francez. și a zis, n-am ce să-ți fac du-te la Intensiv da, franceză da. și m-am la Intensiv franceză unde nu știam o boabă toți vorbeau perfect în, în franceză Evident. și eu bărdeau toți de mine dar au fost simpatici colegii mei că n-am simțit așa adică ei știau, eu îi ajutam pe ei la engleză și mă o pe mine la franceză, da. Da, eu am avut loc ăsta cu limile străine, cu probabil m-a ajutat foarte mult muzicalitatea, da, știi? Da, da, da. uh, mi-a plăcut foarte mult și am fost așa o sugativă când a fost vorba de informații. Acum, știi, sunt într o etapă a vieții mele când am atât de multe informații încât mai intră și în recycle bin, știi? Se mai, mai... duce, nu mai nu se mai stochează chiar așa cum se stoca înainte dar, mă rog, mi-a plăcut acea latura mea știi? Eu cred că avem capacitatea în continuare să stocăm informații, doar că Par ei vin da. atât de multe încât um. nu mai stăm concentrați da, de să Dar de ce aș mai vrea să mai asimilez Sunt atât de mult? Acum... O limbă străină, asta, da. e, asta e pasul meu acum vreau Italiana. anul ăsta să mai eu, văd o limbă. Vreau. Italiana. Italiana Eu vreau italian, pentru că nu știu și mă, mă frustrează foarte tare, eu iubesc foarte mult Italia, locul, locul meu preferat este Roma Locul unde mi-aș dori, uh, la orice oră din viața asta, să merg. Uh, și mă frustrează atât de mult faptul că nu știu să vorbesc italiană. Nici nu măcar nu înțeleg cum de mi-a scăpat. Știi? Dacă vorbești franceza, care e la fel de grea precum româna... Spaniola o înțeleg. Înainte vorbeam mai bine, dar ne mai exersând da, da. cumva, am uitat. Italiană mai înțeleg nu tot, dar mi-ar plăcea să vorbesc și mi-am propus și eu să știi, să învăț, să vorbesc italian. Mi-am luat și ghid auditiv și mi-am luat și dicționar. Vezi, casa mea e plină. Da. Da. Aș fi curioasă, sunt curioasă. Da, e e o tehnică totuia. în a învăța o limbă străină, mai nu? ales la, la vârsta noastră. Da, țin minte că... Um, la vârsta noastră? Da, păi na, ce mai avem noastră? 20 de ani? Nu, avem 19. Da. Ce mai e? Asta e, avem și multe lucruri de da. făcut. Nu avem prea mult timp să ne așezăm pe o limbă străină. Asta e realitatea, nu am venit să facem. Da, mă, dar noi suntem foarte mișto de acum încolo, asta este. Da, da. Zis, da, logic. Suntem super mișto Sunt de acum încolo. Evident. De ce? Pentru că noi am învățat niște lucruri și abia acum încercăm să potențăm viața așa cum trebuie. E cea mai tare perioadă din viața ta acum, nu? Eu zic că e. Eu zic că e, da. Dar, cum să spun, vine la pachet și cu niște căutări din astea, știi? Și lecții. Și niște lecții, da. Pe care depinde cum le iei. Știi? Dar da, e bine, am un vai foarte bun. Și mă simt foarte bine în pielea mea. Cred că mai bine decât m-am simțit vreodată. Cumva. Ce frumos! Da, ești tânără, ești frumoasă, ești de succes, ai o familie superbă, Atumesc. copii sănătoși, asta e... Uite, am învățat să primești și complimentele, că înainte nu știam să le primesc. Cum așa? Nu prea știam să le primesc, mi se părea că nu le merit. Știi? Mi se părea că... Că nu merit așa. Tot întotdeauna ai fost o femeie frumoasă. Da, nu cred că m-am simțit. Nu. Aici, să ba știi da, că dacă vorbim despre. asta, Nu e foarte frumos. confortabil să vorbesc cu un bărbat despre chestia asta. Nu știu dacă un bărbat, mintea mea poate este că n-ar înțelege acest aspect. Nu, niciodată nu m-am considerat frumoasă. Nu. Nu am considerat că frumusețea este un, un atune neapărat. Eu am fost, în general, fata deșteaptă, știi, din toate grupurile. din. Așa m-am simțit eu. Mi s-a părut întotdeauna că trebuie să învăț foarte mult și să compensez standardul meu era mega ridicat și atunci nu neapărat, nu mă simțea neapărat rățușca cea urâtă, dar mi se părea că frumusețea e la fetele alea care, mamă, când trec pe lângă tine, ai văzut și tu ca fată și ca băiat. Da, am În înțeles, tu ești la fel ca soția mea, da. Am înțeles. Da, nu suntem niciodată mulțumite da, de da, cum arată. Da, voi uh, sunteți două, sunteți da. femei frumoase și nu sunteți conștiente de lucru. bine, sunteți conștiente de fapt. Un aia. pic, stai, nu știu ce să zic. Acum am, am început, asta spun. Am început să mă simt mai bine în pielea mea. Da. Am început să mă simt mai bine, mă las un piculez mai mult, să conștientizez mai mult. De fapt, faptul că fiecare om are ceva foarte special și ce este al meu oricum este special este pus deoparte. Și atâta timp cât sunt o femeie fericită, consider că. Până la urmă nici nu contează atât de mult să fiu mamă. Ai zis de Charlie nu? înainte să Da, ai zis nu? de Charlie da e preferata mea. E preferata ta? Da, printre preferatele mele, pentru că preferata mea este Naomi Campbell, dar ca Naomi Campbell, pielea nu mă ajută. <laughs> la nu mă ajută cu <laughs> Era la, la Jador sau nu știu la ce făcea... Um la parfumul Dior da, făcea la... parcă... Charlize Theron. Charlize Theron da, nu? Da, da. Mai de mult. Era, fiindic. era poza aia, mi-aduc aminte, auria superb, așa la față, era... Super. Mă uitam la Charlize Theron, era... Da. Era, da, da. era, era, era și de asta spun de un standard, adică despre ce vorbim. Îmi plac, mi se pare, mi se par că sunt frumusețile alea de deci au n-ai cum să nu-ți dai seama, da. știi? De aici, nu neapărat nemulțumirea, da. Ne-au uh, făcut uh, cu reclamele să credem că nu suntem suficient de și filtrele. și filtrele? Și Folosești filtrele? Folosești filtre? Mai folosesc și eu din când în când filtrele, dar nu exagerez cu ele și niciodată nu adică postez foarte multe poze fără filtre. Am poze pe care dacă te uite, de exemplu, dacă trebuie să postez o poză neapărat, să zicem că dacă am lumina bună, dacă totul este bun, am machiajul, nici nu nu pun filtrul că n-am de ce să-l pun și nici nu mi se pare că e flagrant, știi? E momentul în care nu am un machiaj bun, am o lumină foarte prost pusă pe față, că știm foarte bine ce înseamnă lumina pusă pe față așa cum trebuie. Sau bate soarele de sus bate și soarele, tot. soarele, da, zici mai că ești fantomă, adică și oamenii încep să comenteze acolo. De... <laughs> știi? Poate că n-ar trebui să-mi pese. Ba chiar am văzut-o la un moment dat, stai că o să spun pe cine am văzut-o. Cred că pe Salma Hayek. Am văzut-o într-un... într-un... Într ce reclamă la ceva... Și vorbea despre treaba asta. Ce înseamnă de fapt această dorință de -a noastră, a noastră, de a încerca să părem altceva decât suntem. Și ce dacă îmbătrânim? Îmbătrânim, toți îmbătrânim. Care e problema? și și a început să se demacheze. Știi? Mi s-a părut fabuloasă treaba asta. M-am uitat la ea fascinată și am zis: Doamne, ea fiind o femeie foarte frumoasă de altfel, vorbind de o frumusețe și nu, cea care a jucat în Titanic, Kate Winslet Kate Winslet, Kate Winslet. Așa, a început să se demacheze și a spus uitați, asta sunt sunt aceeași, eu, în interiorul meu sunt aceeași, cu trăirile mele cu bucuriile mele, cu tristețile mele, cu dramele mele eu sunt aceeași aia pe care voi o admirați acolo unde încerc eu să-mi las amprenta sufletului meu, că în fiecare rol, așa și noi care suntem pe scen, consider că un piculeț ne-a schimbat și nouă direcția potrivită tot ce înseamnă ghegeturile, tehnica asta. Știi? Că după ce te uiți la fața ta cum arată cu filtru, ți se pare că ești urât în realitate, doamne. Ce e asta, știi? Că spune lumina perfect, îți întinde... Da, N-aș vrea să cad în capcana asta totuși foarte mult. Încerc să păstrez un echilibru, știi? Uh, mai era o chestie foarte importantă pe care noi uităm să... Și că a întrebat o reporteriță la un moment dat ce porții... Uh, ce-ai pe tine cel mai scump? Știi? Și <laughs> la un moment dat am răspuns creierul. Și mi s-a părut că am fost puțin obraznică sau că am fost puțin cam dură. Că mi s-a părut foarte ciudat să mă întrebe cineva ce porți cel mai scump. Și ulterior chiar am văzut o chestie din asta într-un într interviu. ți a de venit afară. instinctiv, da? Da, mi-a venit instinctiv. Vezi, apanajul. Deci, o reacție care este apanajul unui om care. Păi, eu am făcut ceva în viața asta, nu mă întreabă mă ceva despre munca mea, despre. Cât am trăit ca să pot să vin uite aici să mi iei tu mie un interviu, știi? Pentru că lucrurile astea, oamenii nu le cunosc. Noi n-am venit așa pur și simplu. Noi am muncit, am făcut niște lucruri, am, am, am luat din timpul familiei noastre, din timpul copiilor noștri, din. Poate că nu ne-am ne -am făcut o plăcere. Eu n-am mai fost la un club de nu mai-mi aduc aminte. Eu n-am fost. Bine, dar chiar îți dorești să mai mergi la Am momente merge la... când îmi doresc să ies și eu cu prietenele mele, la o zi de naștere. Mi-aș dori să particip și eu la niște evenimente. Nu neapărat să mă duc într-un club, ideea de a mă da, dezlănțui într-un mod neplăcut. Nu! La, 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 într-un mod pozitiv, să fiu alături de uh, niște oameni care. S-ar bucura de prezența mea și care hotără să-și facă ziua de naștere, nu știu, să se distreze într-un loc, în sensul ăsta am spus știi? Nu într-un alt loc. Și atunci, da, mi s-a părut puțin nedrept, am simțit nevoia să plusesc cu puțină, că am fost un pic uh, nesuferită. E, ai făcut ce ai simțit, nu trebuie să te judeci acum sau ceilalți să te judece, până la urmă noi mai suntem... Uh... Oameni da. maturi și suportăm, la un moment dat, consecințele vorbelor Cumva. noastre. Vorba e. Cu siguranță. Și da. pot să spun că am devenit mult mai vocală decât eram înainte. Adică, dacă, nu știu, acum vreo 10 ani eram foarte atentă să nu supăr, să nu deranjez pe cineva cu vreo vorbă și aveam această latură mult mai proeminentă. acum nu mai sunt chiar așa. Pentru că am început să mă cunosc foarte bine și să nu vreau să-mi cunosc valoare, că nu e vorba de faptul că sunt eu, wow, e vorba de faptul că consider și că... Și da, nu, dar din moment ce te respect, aștept același lucru de la oamenii din jurul meu și nu îmi nu place să fiu călcată în picioare, îmi place în general să există un, un echilibru în viața mea, știi? Dacă simt că nu te administrez ca și persoană, nu o să se-o spun urât, dar mă retrag frumos. Dar dacă m-ai rănit, m-ai jignit, n-am să îți răspund cu umilință, pentru că nu cred că este vorba despre asta. Nu o să fiu nici răutăcioasă la extrem, că nici în asta nu cred. Știi? Dar dacă m-a deranjat un lucru pe care l-ai făcut, prefer să-ți spun sau dacă nu vreau să fac un lucru, prefer să spun nu. Am învățat ca uneori să spun nu. Bă, nu e bine. Nu pot. Nu am timp. Nu am cum. Știi? Să înveți să spui nu a fost o bătălie. Și cred că mulți dintre noi trecem prin, prin această treabă. În dorința de a mulțumi pe toată da, lumea. Da, 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 cumva, ca să fim pe placul tuturor, să nu supărăm pe cineva, să mulțumim, să dăm, știi? Nu cred că e vorba despre asta. Oricum, eu cred că oamenii care sunt cu adevărat meniți să fie în viața ta, să vadă cine ești, să te prețuiască cu adevărat, tu nu trebuie să faci eforturi să-i ții lângă tine. Ei sunt pentru că știu cine ești. Nu trebuie să te străduiești prea mult. Mi se pare că de ce te străduiești mai mult de -aia? O să-i pierzi. Știi? Și pe lângă faptul că ești vorbitoare fluentă în franceză, ce ne mai povestești despre tine de care nu știm? Că sigur mai hmm. sunt lucruri pe care nu le știm despre tine. Uh, da. Sunt... Uh, lucrez de 18 ani în armată. Ok. Da la ansamblul armatei sunt civil, nu sunt uh, cadru militar, dar uh, cam de 18 ani sunt acolo. Activez, uite, e o chestie pe care nu o știe toată lumea despre mine. Am spus-o mai rar pentru că eu am fost educat așa de acasă. Trebuie să ai carte de muncă. <laughs> <Ce>? <laughs> să ai carte de muncă, tată. trebuie să lucrezi oficial într-o instituție. Altfel, ce înseamnă asta? Să umble așa, toată umble țara să weekend de weekend, okay. câte patru concerte, cinci. Da, da. Cum zice și mama, Dumnezeu să o dignească, și tata mai îmi spune câteodată, când îi spun, plec la treabă, distracție plăcută. Zic, măi, da, Nu că nu-mi place ce fac, că îți dai seama că mă distrez și mă bucur și eu, automat că fac ce-mi place. Dar eu mă duc la muncă, știi? Totul pare atât de glamuros, probabil, din afară. Știi, pentru oamenii, profesia asta noastră e ca și când... E doar o distracție. Da. Ceea ce poate Și nu că. Nu simți bine. că e doar o distracție. Nu e întotdeauna doar o doar o distracție. Nu. nu are cum să fie întotdeauna doar o distracție. Păi ar trebui să spun un program, uite. Noaptea de Revelion. Păi am băut apă doar pe scenă un pic, pentru că era băiatul cu apa lângă mine. Am avut nu m-am oprit, eu am avut totul cronometrat, la minut, n-are cum să fie numai distracție. Da, e bucurie în acel moment că vezi reacția oamenilor, că te încarci, că dai, dar nu e neapărat o distracție, este și muncești. Muncești, că muncești frumos, că mun... Faptul că, a, dacă te referi la faptul că atunci când faci ce-ți place, ok, nu o poți privi ca fiind da. o muncă. Dacă la asta te referi, da, consider că sunt o norocoasă. Dar este și presiunea unor, unor situații, știi? Drumurile în țară. Trebuie să ajung la ora cu tare până la ora cu tare. Se decalează e opositor, programul. Da. Ați e avut vreun weekend liber? Uh, nu știu dacă am avut vreun weekend liber. Am avut un weekend liber pentru că noi uh, trebuia să avem un concert. Chiar două concerte atunci, pe data de 10 februarie, și ne-am am hotărât să amânăm concertul ca să putem pleca în vacanță. Și ați plecat cu. Și am plecat Ianis. în Maldive. Ați plecat doar voi doi? Sau doar cu... noi doi. Am negociat. Wow! Cu am negociat, Asta, am fost da. foarte șmecheră. După pe cât timp? Doar voi doi. Păi nu că noi plecăm în ianuarie singuri, noi cam plecăm. Ianis, uh, nu vorbește, acum a început să vorbească engleză, deja se descurcă foarte bine. Și el, ne comunicând până acum în limba engleză, el nu își făcea cu ușurință prieteni dacă nu vorbeau. Știi? Avea chestia asta. Acum, deja că vorbește în engleză, și când plecăm, este mai ușor. Dar anul acesta. A fost așa negocierea, ca să înțelegi cât de jmecher am fost. Mami, știu că de mult își dorește, este un iubitor de fotbal și știe că în Emiratele Arabe este echipa Al Nasr. Bine ce da, zic, s-ar putea să Unde nu joacă zic, Cristiano. Unde joacă Cristiano și m-a terorizat și pe mine și pe taică. Zic, mami, vreau să mergi eu acolo, vreau să vor și eu Burj Khalifa. Bine, mami, fii atent și când... Ne-am gândit să plecăm, am zis, Mami, în aprilie plecăm în Dubai. Ca să-l duci la meci. Da, așa. Mami plecăm, da, dar este o condiție. Eu și tati vom pleca în Maldive o săptămână singuri. Adică am început cu aia ca să-mi dea voi. Dar da, plecăm în Dubai în aprilie, da? Păi da, mami, că e vacanța ta de primăvară și atunci vom putea pleca. Acum nu pot să te iau de la școală. Bine, mami! <laughs> <laughs> și acum, gata, că își numără și el zilele, că și David face la fel până la vacanță. Câte zile mai sunt? Câte? Da. E, sunt fascinanți. Da. Astăzi mi-a zis, trebuie trebuia să meargă la sport și mi-a zis, mami, pot avea și eu o zi liberă. Am făcut asta, am fost și la școală, am fost și la vioară. Mă simt că am obosit. Poți să-mi dai și mie o zi liberă? Te rog frumos. Știi? Și am zis, bine, astăzi voi da zi, dar mâine vei recupera ora. Uh, merge și la fotbal, merge și la gimnastică, mă rog, facem noi pentru antrenamentul lui personal, uh, și face și vioară de 4 ori pe săptămână, plus studiu acasă individual, temele în not. Îl pregătiți, așa multe. un pic, către scenă. Da, păi uh, cumva, eu nu mi-am dorit în mod special, uh, dar uh, cumva. Fiind talentat, nici nu prea avea cum să nu fie talentat la vioară, pentru că practic a șaptea sau a șaptea a opta generație pe linie masculină de violoniști, adică ei toți au fost violoniști, în șir așa, uh. lung de violoniști, are o reche muzicală foarte bună, l-am dus, l-am testat, l-am... așa eu și frută să Că pentru că vioara este foarte grea, este yes. un instrument foarte greu, este cel mai greu dintre toate instrumentele și știu ce înseamnă pentru un copil să stea ore în șir și să studieze, știi, de multe ori o mai spun la noi în România nu știu dacă este apreciată partea asta știi, oamenii nu văd cam ce eforturi sunt în spatele unui muzician cam ce a dus el așa în copilărie cam câte renunțări sunt un violonist, un pianist, un instrumentist studiază enorm de mult. Ore în șir. Toată viața. Toată viața. nu și când ai învățat până la clasa 12, ți-ai făcut facultatea și ai terminat. Nu. Da. Cum Toată viața. Instrumentul din mână, cum ieși din, îți exact. ieși din mână. Să știi că am o întrebare de la Figa. Așa, să vedem a? dacă știi răspunsul. Care este noul sortiment lansat de către Figa? Figa cu mentă, Figa cu scorțișoară, Figa light, sau figa cu fructe de pădure. Figa light. Minunat. Păi asta e. Figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține coloranți și nici conservanți. Ți-am zis că m-am bucurat fără să știu. Când mi l-ai pus pe masă, am zis că a, mi-a dus figa de unde știi că îmi place. Da, e chiar o băutură super și... Sunt uh, foarte bucuros că sunt uh, partenerii noștri aici la vorba lui Jorge. Uh, povestea ta este așa, cu de toate. Mi se pare fascinant că uh, simt o maturitate la, uh, la Diana Matei în sensul că tu ești mai mult decât ceea ce poți să arăți și ai disponibilitatea să arăți prin aparițiile tale pentru că la televizor apare de 5 minute, 10 minute uh, și atunci faptul că te simt uh, atât de caldă și puternică și în același timp cu multă experiență de viață, îmi spune că ai un mindset foarte bine da, structurat. Da, ancorat și structurat. De, cred că mi l-am făcut, dar au contat foarte mulți, am spus toți anii ăștia în care cred că am fost cumva la foc automat în toate și ne-am proiectat niște lucruri, am muncit pentru ele și am muncit onest, știi? Adică faptul că muncești onest pentru niște lucruri se așează într-un fel, știi? În tine, toate lucrurile astea. Te simți norocoasă că ai știut exact ce vrei să faci și văd mulți tineri în ziua de astăzi care nu știu să-și aleagă o, un drum în viață și na, și eu m-am numărat printre ei până când să-mi găsesc calea să știu ce, ce vreau să fac. Și Fără de multe... discuție. Uh, mă simt norocoasă și îmi doresc același lucru, mă rog să pot să-l îndrum pe copilul meu, știi? Și îmi doresc pentru el să-și găsească și el. Uite, așa cum i-am găsit eu vocația uh, să-și găsească, e atât de important să ieși din casă, să știi că mergi la munca ta de zi cu zi într-un loc unde îți face plăcere să mergi. Știi? Da. Adică eu, în continuare, imaginează-ți că fac 3, 2, 3, 4 repetiții pe săptămână, uneori de la 7 seara până la 1, 2 noaptea și eu mă duc cu plăcere. Eu mă duc, eu nici nu înțeleg cum este să zic că n am chef. Asta, știi, vreau să stau acasă. Nu există la mine așa ceva. Eu abia aștept să mă întâlnesc cu oamenii ăștia care cred că și ei sunt sătui de mine. Una și o de Da, serios, adică e o realitate, că nu sunt ușor de gestionat. Eu am foarte multe cerințe. Așa. Dar așa simt. Mi se pare că e un noroc să-ți găsești. Nu? Drumul, calea. Dacă reușești să fii și bun în ceea ce faci, poate mai mult. Poți să da. Să, explorez, da, să, da. să știi că avem aici la vorba lui Jorge o rubrică care se numește La nebine sau la greu E așa, o, între două orele trebuie să arești rău cel mai mic Hai. Uh, Cu Diana Matei, la nebine sau la greu Nu mi dai ceva rău să mănânc, să beau și no, după asta no, 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 dacă e doar nu răspund În imaginația noastră. noastră În imaginația noastră? În imaginația noastră, să ea. vedem cam cum ar suna așa o provocare Uh, să vinți toți și să te muți în America sau să stai la munte într-o căbănuță? Să vin toți să mă muți în America. Cum să stau la munte într-o cabană? Când eu vreau să văd oameni în jurul meu, energie. No. Nu. Nu pot să stai doar no, așa retrasă. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Nu există. Eu, eu, uite, nici măcar nu cred că sunt structurată vreodată să pot să fac vreo depresie. Știi că mă aud în jurul meu oameni care sunt depresivi. Eu când simt că sunt tristă, vreau să ies afară. Nu știu, frate, mă duc, mă plimb, mă ies într-un par, mă duc la un mall, îmi iau ceva. Nu, nu, trebuie să văd oameni, energie, viață în jurul meu. Deci ai prefera da. în America. Da, 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 right. la New York, acolo unde s-a filmat Așa. Da, Sex in the City, știi? Și vreau să mă duc acolo și să umblu pe urmele lui Carrie Bradshaw. Și shopping pe Fifth Avenue. Eh, de unde să faci shopping numai pe Fifth Avenue? Ce bine ar fi. Trebuie să am mult, să vând mult. Trebuie să vin. Să să... Ce să vân. Trebuie să, să vând. Trebuie să tot. Da, da. Păi zice, să vinzi da, tot. Da. Bun asta. Să te plimbi o săptămână în picioarele goale prin oraș sau să mergi cu microbuzul până la Timișoara? Să merg cu microbuzul până la Timișoara. Eu nu pot să merg. Eu nu mai pe nisip pot să merg cu picioarele goale. Am o problemă, nu pot să stau nici pe pământ cu picioarele goale decât în niște locuri foarte, foarte curate. Am Moșa. o chestie. Nu pot. Stau pe iarbă care e foarte curată. Știi? Și acasă, eu am nevoie să am ceva în picioare, nu pot să stau. Nu sau pe nisip sau nu pot. Nu suport. A nu suporta, Nu am suport. Că ai vreo alergie sau ceva Nu, sau... nu suport efectiv. Pot să stau pe nisipul foarte fin când este nisipul foarte fin, sau pe iarbă, dacă vorbim de piciorul gol, da, da, piciorul pe iarbă, când, știu că este iarba foarte, foarte curată, altfel nu pot. Deci, erai deci bun, merg cu microbuzul. Erai bun la Survivor. Nu era bun, <laughs> da, ți-am spus, eu știu bine ceva. Clar, no, era nu. No. cel mai necurat loc. Te <laughs> <laughs> ia două săptămâni în să scoți da, jegul de sub da. <laughs> da. Ce să zic? Ah. Mai întreabă, Mai să auzi voci sau azi. să te doară genunchiul când cineva te minte? Hai mă, ce e asta? Adică să aud voci când cineva mă minte? Sau nu, nu, să auzi voci în general. Și că, pe păi, eu cam aud voci. E întrebare bună. Nu știu, e tricky, știu, o să o, o să o pe aia cu genunchiul, că genunchi. cum auzit un voci, nu știu dacă mă avantajează să aleg partea asta. Mă buc. <laughs> Treci pe oameni pe stradă. Ce? Ce? <laughs> da. Lasă-o pe a doua. Cu să genunchi. mai bine genunchi. Nu? Mai bine genunchi. Să te trezești numai la 5 dimineața sau să te bărfească neamurile? Ce întrebare mi-ai fost, mă mur să mă trezesc la 5 dimineața, deci să mă burfească neau, să mă trezesc la 5 dimineața, că îmi place, dar ar trebui să mă cul de vreme să mă trezesc la 5 dimineața. Păi asta zic, că nu prea poți să te atunci să mă burfească da. <laughs> să mă burfească, ai dreptate. Că nu prea de da. Uite, m-am la... să mă burfească. Tu abia te cuști la 5 dimineața uneori. <laughs> mă uneori nici nu mă culc. Da, știi? exact. da. Deci, oricum neamurile ne bârfez, deci nu avem ce să Ale mele avem. nu. Nu ne mai. Eu am neamuri Bine. foarte bune, neamurile mele mă iubesc. Da. Să știi. Să știu. Și nu chiar dacă pămiesc. nu mă iubesc, eu vreau să cred că mă iubesc. Asta aleg să cred. Dar ne-am și noi și la noi la Macedonia așa e. Da. Noi și acum astăzi am vorbit cu vorimea, după nu știu cât timp că am fost plecat și e ca și când am vorbit ieri cu el, adică nu e... Nu? Da, e, Stai, zic. E la fel. Îmi plac Macedonii foarte, foarte mult. Am mulți prieteni machedoni. Da, mulțumim. La nebine sau la greu? Mm? Mm? Să-ți scape în gaura liftului cheia de la mașină sau să se rupă cheia în ușă când ai urgență la baie. Ei, să... Cheia de la mașină, normal. Ai în procesat un pic informația. Un pic informația da, da. s-a întâmplat și una și alta, cred că nu la unii. Nu mi s-a întâmplat asta niciodată, să știi. Niciuna dintre ele nu mi s-a întâmplat. Nu? Sper să nu mi se întâmple. Nu mai arunc cuvinte în univers. Da, exact. Să gătești o zi întreagă de dimineață până seara, sau, sau să cânți o noapte întreagă? Am două zile într-un da. an când gătești de dimineață până seara. Paște și Crăciun? Da. Nu există să mă scoți din chestia asta, dar de regulă prefer să cânt o noapte întreagă. Păi, da. Asta mă pricep. Și asta care. mă pricep, asta fac. Da. Tot timpul. Dar e vreun moment pe scenă când uiți, 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 uiți complet ce urmează, sau uiți. Da. Se întâmplă? Da, mi-aduc aminte că am intrat odată la un eveniment unde erau numai francezi în sală și eu aveam tendința să încep cu jote. Și am uitat. Adică am conștientizat atât de mult că sunt francezi în sală încât mă gândeam tot dacă mă încurc la versuri, dacă uit. Și am uitat. <laughs> și am uitat. Și? și, când am început să cânt, am zis, <laughs> după care i-am rugat pe colegii mei să lase volumele mai ușor și le-am spus vreau să mă aplaudați. Eu am uitat toate cuvintele pentru că sunt foarte conștientă că voi știți absolut tot din acest cântec pentru că sunt cântec în limba franceză. Și eu am uitat toate cuvintele. Și voi dacă nu mă aplaudați acum ca să se ducă toate emoțiile mele, eu nu voi mai putea să cânt această piesă pentru că am uitat-o. Am un lapsus. Și bineînțeles că s-au ridicat toți în picioare, m-au aplaudat. <laughs> Cred că a fost interesant că am fost și foarte sinceră, știi? Eu ies cu grație din anumite situații, să știam, am învățat lucrul ăsta, să ies cu grație. Nu ai simțit pe lui. Foarte dezvoltat l-am, tocmai pentru că l-am da. foarte dezvoltat. Vorbesc foarte mult cu oamenii și am învățat că în, într-un moment foarte greu, mai ales pe scenă, sinceritatea este singurul lucru care te scoate cu adevărat. Adevărul. Adevărul și în general în viață. Ce frumos. Să nu știi deloc o altă limbă străină în afară de română sau să nu te vezi cu soțul tău un an de zile? Cum, nu? Cum adică? Să nu știu nicio limbă, să nu văd pe soțul meu un an de zile. la acolo de limbă străină, no. că ne și cu româna. Aici stau și aia în aia România. Apa. Apă! <laughs> apă! <laughs> What? Apă! <laughs> apă. <laughs> Am întâlnit oameni care au fost, au, au murit de într-un concediu cu <laughs> <și de laughs> care el nu vorbea engleză, franceză, nimic nu vorbea. Și nu știa să spună... Zicea, o... nu nimic, nu știa a, niciun apa. cuvânt și se ducea la bar și zicea... Apoi <laughs> Și a mai tare că nu te <laughs> 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 nu-i de râs, dar era atât de amuzant da, Ba un pic Nu că suntem noi mai buni, că știm o limbă străină Nu de asta Dar era atât de amuzant omul când zicea așa cu patie Și zicea apă! și ești nervos, jumătate e nervos. Normal așa. că nu le înțelegea omul. Da. Și după, da, era fascinant că în, unele localuri unde mergeam, deci eram undeva la ski și uh, cum a pornit totul? Că el nu vorbea nicio limbă străină și eu zic, bă, ospătarul e, e dar nostru, știi? Că ăla venea și zicea, știi, țel de pui, dar în română, da. Uh, două, două ape, soția la mea zbi, avea zbi, niște paste, nu știu și azi am început să-i zic și eu în română, am crezut că omul e român. Da. <laughs> și el zic în engleză că ăsta nu e român, dar al nostru nu vorbi. dar el peste tot pe unde se vorbea... vorbea așa da, și l-a nimerit pe ăsta cu apă, cu apă. Dar vezi? era fascinant. omul vorbea în română așa relaxat și oamenii aduceau ce zicea. Păi, înțelegeau, nu? Da, da, da. E o artă, vezi. Da, să transmiți. Să mergi prin ploaie fără umbrelă o zi sau să faci curat la animale o zi să merg prin plai fără umbrel. Ce ai, mă? Nu ți place la animale. Nu? Mi-e frică de, și de o găină. Cum să-ți fie frică de mi-e de frică și de găină. Mie, eu ți-am spus, eu cu animale, nu că nu aș fi iubitoare de animale în sensul în care văd că și sunt drăguți, n-aș face rău în viața mea unui animal, nu fac, n-aș face rău la nicio vietate, deși detest gândaci și, și aș sfără mai recunosc. Așa. Dar, dar, nu, nu, tot ce ține de animale, nu. Nu, Uite, am o, o luptă cu fiul meu care vrea Labrador. Vrea să ne achiziționăm un cățel și am zis așa, mami, uite care este situația. Eu îți iau câine cu o singură condiție. Tu curezi după el. Eu nu curăț după câine. Hai mă, mami, nici atunci când nu sunt eu acasă. Zic, bine, poate atunci când nu ești tu acasă, m-aș băga așa doar să te fac pe tine fericit. Dar ori îți asumi responsabilitatea, ori nu ți-o asum. Da. Nu-mi place părul, am o problemă eu, efectiv. Am impresia tot timpul că îmi intră, știi, în nas, păr și simt nevoia să tușesc sau că am ceva pe gât. Știi? Da. Atâta tot. Îi înțeleg pe iubitorii de animale și poate că mi-aș dori, uite, îmi plac pisicile, mi se par super drăgălașe, mi-aș lua o pisică, dar nu pot să stau de păr. Am această problemă. Da. Să nu mă criticați voi ăștia care mă auziți acum, cam am zis eu, deci că nu sunt împotriva animalelor, doar că nu știu dacă pot eu să mă duc știi? și... la cât sunteți voi plecați, da. unde să mai... E greu să da. ai și de a... Asta cred că este, de fapt, primul lucru pe listă, pentru că un, un animal este o responsabilitate foarte mare. Ideea că la singur, adică trebuie să ai grijă de un animal foarte mult. E, există această posibilitate să, nu știu, să fie foarte trist pentru că lași singur. Am auzit de căței care da. sunt super depresivi că sunt plecați stăpânii. Nu aș putea să... Nu. Ideea că... Nu. Mi-ar fi foarte greu să o duc. Să nu meargă microfonul la o cântare sau să ajungi în ziua greșită la un eveniment? Mi s-a întâmplat să ajung în ziua greșită la un eveniment, dar nu după, înainte. Înainte, Ceea asta e... Augur. Wow. Da. asta e bine, asta e. Da păi uite, tot mai ți-am răspuns. Și păi, cum în ziua greșită, dar doar înainte. Și v a dus toți, nu? Cu 22 de oameni, tot frumos. M-am dus eu, da. Eu m-am dus, nu, nu tot. A, erai doar tu. Doar eu, doar eu. Doar eu. Și M-am aranjat și m-am dus la Riviera. Aici, în parc, la... în București. Știi? Și... Era un eveniment, într-adevăr dar toată lumea se uita la mine, unii m-au și cunoscut, știi, și am auzit la un moment dat, Dar ce vine Taravucleandă să cânte? <laughs> și uh, erau doamnă, m-a luat un ospătar. Bună ziua, doamna Diana! Eu cunosc toți ospătarii din București. Ospătarii și bodyguards. Așa. Ziu <laughs> doamna Diana, uh, da, colegii mei unde sunt? Păi nu sunt aici. Cum nu stai? Nu sunt aici stați un pic. Mariane, unde <laughs> ești? Eu am la eveniment. La care eveniment Are evenimentul de la Rivier. Păi suntem mâine acolo. Tu vorbi serios? <laughs> da, mi s-a întâmplat și asta. <laughs> Trebuia să mi se întâmple, uite, <laughs> în am Da, e, e bine, că nu bine că nu te... Bine, bine n-aveai cum să te duci după, că te-ar fi după sunat. Nu, nu, după nu. Te-ar fi sunat oricum. Ce faci? Unde ești? Da, da, intrăm da, da. în 20 de minute. Da. Îți dai seama cum da. era să Trebuie să intrăm în. Da. Să-ți greșească numele pe pașaport sau să visezi cu un caz în gol? Am mai visat cum cad în gol. Este super aiurea. Foarte aiurea. Chiar mi-aduc amic. Un... Cred că cel mai urât vis pe care l-am avut a fost ăsta, că am căzut în gol. Dar, totuși, aș prefera să visez decât să-mi greșească numele pe pașaport. Mai ales viz... pleci da. într-o vacanță da. undeva. Da. da. Asta e visul care se repetă? Ai vreun vis care se repetă? Nu. Nu. Aveam când eram mică. Mi era frică de întuneric. Și fiind în frică de întuneric, îi ceream tot timpul mamei să-mi țină mâna în mâna ei. Știi? Și visam că în capătul străzii era un om rău sau o persoană rea ceva. Aveam eu o chestie. Și îl visam frecvent, dar de când m-am făcut mare n-am mai visat nimic urât. Da. da, <laughs> da. Asta Am e... depărit, probabil era o frică din, da, de întuneric de da. sau de ceva. Da, n-am niciun vis care să se repete. În afară de visul de a îmbătrâni foarte frumos, a, se repet acesta și a, visul de a călători foarte mult. Îmi place foarte mult să călătoresc. A, am descoperit oricum lucrul ăsta despre soțul meu foarte repede după ce am devenit un cuplu. Ne place la amândoi să ne plimbăm, să vedem lumea, să experimentăm un fel de fel de locuri, să vedem energia locurilor. Există locuri în care nu am rezonat totuși. Unde nu ți-a plăcut? Uh, pot să spun unde mi-a plăcut cel mai mult. Nu mi-a plăcut în deșert. Când am pus portul ăla pe mine, am, am făcut bube instant. Oh. Am făcut efectiv, mi-au ieșit niște bubițe pe mine. Uh, și era nou, adică mi am mers în gașcă, știi? Și fiecare dintre noi, ai văzut că faci poze în deșert când da. te duci. Mi-am luat un por din ăla, mi-am pus ăla pe mine, am simțit că mor. Și deci, ai că m-a ars cineva, deci nu prea rezonez cu zona asta arabă. Deși bărbatii mi rezonează, deci el cu Libanul și zona asta, așa, îi place foarte mult. E un schimb cu... Uh, mi-a plăcut foarte mult Roma, uh, energia Italiei, în general, Italia, îmi place foarte mult și mi-a plăcut Africa. Îmi place Africa foarte mult. Mi se pare că Africa are o energie într- -o mi-a plăcut mai mult decât în Maldive. Mai mult decât în Mexic. Mai mult decât în state. E cultura africană, probabil. Nu știu. E ceva. E ceva. Da, eu n-am fost în Sud, așa, în Sudul Africii, n-am fost până acum decât în partea de sus. În... Da. Egipt și Tunisia, deci nu e chiar așa o... Acolo am reușit să mă relaxez cel mai mult. Din Eu sunt foarte greu mi este să ies din, co din cotidian, efectiv. Și când îmi iau o vacanță, îmi trebuie vreo 4-5 zile să mă rup cumva de tot, știi? Ca să încep să mă las un picule, să mă relaxez, să nu mai îmi zboare gândurile tot timpul spre casă, ce da. se întâmplă la casă, cum așa, ce trebuie să fac. E acolo, în momentul în care am am ajuns acolo, s-a produs această chestie instant. De click Instant, Da. Nici nu mi-ar fi păsat unde stau. Adică mi-ar fi fost de ajuns un șezlong. Atât de bine mă simțeam. Mi s-a părut totul genial. Și mâncarea mi se părea că e delicioasă, tot. Uh, a, poate am, e ceva din străbunii nu tăi. Nu știu, abar Africa are o energie pentru mine. Mie mi-a plăcut foarte mult. Ce frumos. Draga mea, să știi că e o bucurie să te descoperi așa. Noi ne-am mai întâlnit în diverse emisiuni și... N-am apucat niciodată să stăm de vorba așa ca... Cu siguranță, dar noi, în general, când ne întâlnim, nu avem Nici timp să stăm. nu prea avem timp stăm. să stăm, da. Da, și mult, normal că nu prea ne cunoaștem, că ar fi și foarte greu decât dacă ne-am împrietenit să da. știm mai multe unul despre celălalt, unii despre ceilalți. Dar da, și pentru mine e o bucurie când am prilejul să vorbesc cu cineva cu care n-am mai avut prilejul să fac și uite așa să se scurcă timpul ușor. A ce fost Clepsidra așa cum ai zis la început, da? Da, am zis, am zis. Știi că era am aia din de mult, Harry -am Potter, Clepsidra. Am stat? Am stat ceva, vreo oră jumate, nu știu. Mă gândeam că așa acum, în așa... timp ce vorbeam, mă uitam așa la tine și în ochii tăi, mă gândeam, zic, ce s-o gândi omul ăsta? Vorbește asta, nu se mai oprește, știi? Că aia nu mai tace odată, nu mă lasă să pun întrebări. Nu, no, nu, no, nu, no, dar să știi că de obicei eu nu pun atât de multe întrebări, pentru că... Um, și oamenii am văzut că apreciază, scriu un comentarii că ce bine, bine, în sfârșit că cineva că nu întrerupe invitatul sau și îl lasă să vorbească. eu, e un, nu știu, e un respect pe care l-am față de oameni cu care stau de vorbă, pentru că și pierzi, pierzi, și ideea și esența și poate da. dacă lași omul să vorbească, poate se duce în niște lucruri în care poate aș și uita de unele lucruri pe care le-a... siguranță. Le Cred că și eu ți-am povestit da. câteva lucruri despre care am uitat. Uh, cumva există o chestie Apropo de standarde, știi că îți vorbeam la un moment dat de standarde. Eu niciodată nu m-am considerat neapărat un om interesant. Am o poveste de viață, aș putea să vorbesc foarte multe despre lucrurile care mi s-au întâmplat. Nu m-am considerat niciodată interesantă, mai ales în peisajul ăsta social, în care lucrurile interesante nu sunt astea foarte... Cum să-ți explic eu? Eu am căutat întotdeauna echilibru, pacea, deci liniștea... Norocoasă. Foarte norocoase sunt. Dar sunt norocoase pentru că eu am un radar, eu sunt norocoasă pentru că sunt un om foarte credincios. Sunt, sunt foarte norocoasă pentru că simt anumite lucruri. Pentru asta sunt norocoasă și atrag lucrurile în jurul meu și oamenii buni. Asta cred că e un noroc fabulos. Știi? Sunt un pic în, în gardă, dar sunt în gardă pentru că nu vreau să cotesc, să-mi pierd aceste lucruri care pentru mine sunt esențiale, știi? echilibru, pacea, liniștea despre care vorbim. Astea sunt esențiale în viața unui om. Dacă noi le-am căutat cu adevărat pe astea, să știi că lucrurile în viața noastră ar fi mult mai simple. Pentru că mi se pare că tot ce se întâmplă la nivel social și global se vrea parcă să se distrugă această siguranță, știi? Încredere, pacea, liniștea, apropierea și liniștea și bucuria pe care ți-o dă întâlnirea față în față cu un om. Nu să vorbim pe astea, știi, pe, pe telefoane. Eu nu pot să vorbesc cu un om pe care nu-l cunosc. Vorbesc, evident, că sunt oameni care mă sună pentru concerte, pentru... sau empatizez cu anumite situații. Foarte mult, e adevărat. Dar relația și viața noastră, noi suntem oameni sociali. se Da, foarte mult. Mi se pare că se încearcă din ce în ce mai mult lucrul ăsta. Și tocmai de asta vreau să ies din casă. Vreau să cunosc oameni, nu vreau să mă izolez niciodată în viața mea, vreau să cânt, cânt atât cât mă ține vocea, vreau să cunosc oameni din toate categoriile sociale, vreau să învăț de la oricare om din viața mea. Nu contează pentru că de la fiecare om ai o experiență de învățat. Nu vreau să spun nu la anumite lucruri, nici la muzică. Știi, vezi că oamenii categorisesc. Oameni, sociali, muzica, aia. A, punem ștampile cu rapiditate, suntem rasiști, suntem plini de prejudecăți. Nu, nu vreau să fiu așa. Vreau să fiu deschisă și să îmi spună mie sufletul ce e bine și ce nu-i bine. Nu să mă influențeze părerea nimănui. Cu atât mai mult au uneia care îmi transmite un mesaj pe internet. Nu vreau, refuz. Știi? Prefer să citesc o carte și când vin acum aici la tine sau, nu știu, vorbesc cu copilul meu că am citit muzicanții din Bremen. Îți dau un exemplu, ca asta îmi vine în minte. Prefer să-mi fac eu o părere despre ce se întâmplă. Prin filtrul meu, prin elementul meu, cu familia mea, cu experiențele mele. Știi? Și să aleg copilul meu să crească cum vreau eu să-l învăț, dar în societatea asta, că am o responsabilitate. Că eu l-arunc în această situație. Îmi pasă de tot ce se întâmplă în jurul meu. Știi? Dar vreau să trec prin filtrul meu. Și vreau să mă uit la tine, o față în față, ochi în ochi. Să vă cinești. Știi? Ți se asta pare a... puțin anapoda? Nu, nu, nu. E perfect. Ai spus perfect pentru că asta înseamnă că ești conștientă de ce se întâmplă în jurul tău. Ce observ eu și ai zis că vreau să trec prin filtrul meu, înseamnă că nu funcționează la tine efectul de turun. Nu prea. Nu prea funcționează. Nu prea. Cumva și eu și uh, soțul meu suntem niște oameni extrem de independenți, așa ca și spirit. Și... Uh, niciodată nu m-am lăsat purtat așa de turmă. Eu am făcut ce am simțit eu și ce mi-a am crezut eu că e bine. Știi? Poate chiar am fost criticată pentru lucrul ăsta. Exact. Uitându-mă și la viața mea, așa un picule, și la alegerile poate din viața mea, uite, și faptul că am devenit, am făcut un cuplu alături de omul ăsta, când la început lumea poate nu ne vedea împreună, știi? Eu am simțit că fac bine și asta pentru mine a contat cel mai mult. Faptul că a trebuit să convingă toată lumea că e bine, știam că se va convinge. Pentru că a da, depins de mine și de el. Știi? Dar nu de ei și de părerea lor. Știi? Da, înțeleg. Pare că... un egoism? Nu, pare că ai știu ce vrei. Da. Sper din suflet să aibă și uh, copilul meu această latură, deși nu mi-l doresc foarte independent, atenție, ca mine. Pentru că nu mai e free control după da, aia. exact, mai... exact, ai exact, zis, exact. Ai zis, ai exact. zis două, două, trei ori de free control. Da, da, am zis. Dar Azi. după ce v-ați cunoscut și v-a cerut, mi ai zis după 3 săptămâni, după aia, la cât timp ați făcut nunta? Păi stai puțin, că mai întâi a venit Ianis. A venit Ianis? După 13 ani sau 14 ani a venit Ianis și la vreo 2 ani, 2 ani ne-am căsătorit, după, după deci ce l-am auzit. Deci 6 ani v-ați căsătorit voi. Da. 2018. Deci cred. sunteți proaspăt căsătorie. Proaspăt, proaspăt căsătorie. Căsători. Proaspăt căsătorie. Asta e da. Frumos. Păi asta e frumos, știi, că noi în momentul în care simțim că, na, 20 de ani înseamnă ceva, știi, sunt unii care se plictise și după câteva luni, acum mai nou, nu mai e. Așa, păi așa e, să nu trebuie să spui. Câteva luni. Vorba da. ta. Așa, noi ne gândim, stai mă, o luăm așa, suntem la început, după 10 ani trebuie să condimentăm, poate schimbăm puțin loc, mai schimbăm așa. Vine un copil, bra, ne aduce ceva nou, știi cum e, re te da. reconectezi. După aia facem nuntă, după aia mai facem, facem ceva. Nu gata, știu. acum trebuie să deveniți tre bunici. Gata. Păi am azi, devenit bunici. De la George. Da. Eva are uh, 5 anișor și este născută în aceeași zi, la aceeași oră cu mine. Wow! Da. <laughs> Cum ți se pare asta? Tot le oaică. Da, tot le oaică, dar asta este fabulos, da. În aceeași zi, la aceeași la oră. La aceeași oră cu mine. Cum vă leagă, vezi? Da. Cum, cum vă leagă. Nimic nu e întâmplător. Cum toți, deci cei trei copii ai soțului meu, toți au cifra șapte la... Destin? La, la zi, zi de naștere. La zi de naștere. Da. George Ștefania s-a născut pe 17, iar Ianis pe 27. Dar totul în viața noastră are... Deci, cumva, Nimic nu e întâmplător. Nimic? Nimic, corect. Știi? Atenție, totul e așa ca un bumerang. De asta spun că în fiecare moment al vieții mele și am fost pusă în fel de fel de situații, am ales lucru frumos, energia bună, gândul bun. Chiar dacă pentru mine a fost greu în momentul ăla, poate că a fost ucigător, dar pe aia am ales-o pentru că am știut că acel lucru o să-mi aducă mie un beneficiu foarte mare și o să-mi aducă în sufletul meu și în viața mea un lucru foarte bun. Cred mult de tot în acest bumerang al energiilor și al vieții Ce în general. Ce frumos! Oferi bine, dai bine, primești bine. Da, da. Încerc. Sunt situații în care nu reușesc. Că noi toți, instinctiv, ai văzut, avem tendința să răspundem, știi, să ne apărăm sau să, știi, nu tot timpul reușesc, dar cel puțin atâta timp cât am această conștiință, tot e bine. Ce frumos, îți mulțumesc, Diana. Și pentru eu îți mulțumesc. Sufletul deschis pe care l-ai avut aici, să transmit salutări familiei mulțumesc, și Marian. frumos! Îmi pare rău că n-a fost și el aici alături de mine. Noi trebuie să ne mutăm în casă nouă, așa că este tot timpul pe șantier. Ne-am luat și o nouă sală de repetiție. Acum mai, mai amenajăm în încă un loc. Ce frumos. Da. Da, știu, dar data viitoare, cine știe, da, poate o să Cu mare drag, abia aștept să vă am Ca uh, să mă tachineze, nu? E bine că da, acum Acum a fost bine. A fost bine, da. M-ar fi tachina, nu vrei să știi. Păi -asta și eu pe el. Știu. Nu ți <laughs> închipui că eu nu la, Noi, nu, noi ne taxăm așa unul pe celălalt, dar... Îți mulțumesc, Diana. Și eu îți mulțumesc. Dragilor, uh, Chiar vă invit să dați un coment, un like, un share la acest podcast și să ne dați un comentariu. Dacă v-a plăcut ce v-a plăcut, scrieți-i Dianei și pe social media. V-am pupat să credeți în voi mereu capul sus, nasul jos.